să fiu sau să bifez prezența, așa cum de foarte multe ori și din, mai ales pe aceste teme se pune problema, m-aș fi să mă bucuresc că sunt cu dumneavoastră, sunt trist pentru că discutăm o problemă extrem de importantă care afectează sănătatea oamenilor. Și sănătatea oamenilor trebuie să fie pusă pe primul loc, înaintea oricărui lucru. Deci este o situație extrem de grea, extrem de gravă și eu aș fi fost bucuros ca aici cu dumneavoastră să fie prezenți cei mai mari specialiști de la Ministerul Mediului, reprezentanți din universități, din mediul de cercetare, care ar putea avea un cuvânt de spus, cărora ar trebui să le pese mai mult de situația cetățenilor de aici, dar și din alte localități din țară, unde sunt situații comparabile și grave. Sunt trist că nu văd, din câte se pare, reprezentanții dumneavoastră, din instituțiile dumneavoastră, primărie, de sănătate publică, Agenția de Mediu, sunt în zadă. Pentru că ar trebui să fie informați, pentru că știu că este o problemă și orice informare, indiferent din partea cui este ea venită, trebuie luată și dezbătută, pentru că aceste instituții sunt în slujba dumneavoastră. Și ar trebui să răspundă pentru faptele cele urmează dânsii. Deci este o problemă gravă. Eu am spus că nu sunt aici formal și am să vă prezent lucrurile așa cum stau ele, în context european, în context național și punctual aici în dumneavoastră, pentru că de aceea sunt aici. Faptul că poluarea reprezintă o problemă gravă este scoasă în evidență prin numărul cazurilor de decese la nivel european. Sunt 400.000, peste 400.000 de decese din cauza poluării. Faptul că nu numai la noi, cât și în Uniunea Europeană, poluarea nu este monitorizată, legislația șchioapătă. Repet, și aici și acolo. Faptul că multe lucruri nu sunt controlate atât de bine, o relevă faptul că se știe scandalul Dieselgate, știți sau vă pot informa în momentul de față, faptul că au fost mașini, atâtea sute de mii de mașini diesel scoase pe piață care au depășit normele de poluare, acestea au dus la 5.000 de morți în plus la nivel european. Din fericire pentru România, n-au fost vândute atât de multe mașini diesel la noi și de aceea noi nu suntem atât de afectați. Dar la nivel european, Italia, Franța și Germania, aici se înregistrează 5.000 de cazuri. În plus, față de cazul când s-ar fi respectat normele de poluare. Eu vreau să scot altceva în evidență de fapt. Pentru că nu se monitorizează exact ceea ce este în trafic sau în oraș oarecare, aici și acolo lucrurile stau așa. Și oamenii suferă. Eu ce vă prezint aici sunt statistici oficiale din Uniunea Europeană. Nu inventez nimic și am spus că nu vin cu formalități. Ce este la București? Eu am să revin punctual în cazul de față, dar să știm unde ne aflăm. La București față de Paris. Mă reamintesc că populația Parisului este de 3 ori mai mare decât a București. Din cauza poluării. Se înregistrează în București însă de 4 ori mai multe decese. Boli cu boli ale aparatului cardio respirator. Se înregistrează față de Paris. De 8 ori mai multe decese din cauza aparatului respirator. Sau în cazul acestui grup de afecțiuni. Sunt, așadar, în București, 2.000 de decese anual la fiecare 100.000 de locuitori. Credeți că în Ploiești stau lucruri de altfel? Sau în Iași? Sau în Brașov? Și mai sunt localități. Dar eu aș vrea să vă pun o întrebare înainte de a discuta. Unde avem cel mai aerul cel mai curat?
mare. Unde-l avem? O să spuneți pe vârful muntelui. Unde? La Scrovie. Deci, avem aer curat, sigur, pe munte și în acele zone unde nu măsurăm, de fapt. Acolo unde ne măsurăm, este perfect. Ori lucrurile stau exact pe dos. Faptul că, măcar ce măsurăm, nu luăm în considerare, nu interpretăm corect, nu facem legături cu alte componente, meteorologice, cu mișcarea maselor de aer, la nivel național, la nivel european, mondial. Nu știm ce fac și alții, nu știm ce studii s-au făcut, nu sunt făcute cercetări. Nu există progres. Și atunci nu ne putem plasa într-un alt context și culegem roadele. Și de aceea mă supără și sunt oarecum sunt foarte atins de faptul că autoritățile nu sunt aici prezente, pentru că ar fi avut de învățat. Și este rușinos. Este rușinos. De ceva timp am răspuns grupurilor dumneavoastră, Stop Colorii și așa mai departe, inițiate de colective inimoase din partea Ploieștiului, și mi-am îndreptat atenția asupra unor probleme de aici. Având la îndemână datele furnizate de domnul Dan Rădulescu și în special de aici și plecând de la o altă plecând de date științifice și colaborarea avută cu un doctor din Iași, doctor Cristina Bumbaru, am făcut o analiză mai riguroasă, nu mai riguroasă. Dar când spun mai riguroasă, înseamnă că nu este mai puțin probabilă. Este faptul că se pornim de la faptul că am atâtea date până în momentul de față. Dar ele sunt riguroase. Și pornind de la astfel de date, partea a fost comunicată deja și ați văzut parte câte decese sunt cauzate de poluare la Ploiești, câte cazuri de îmbolnăviri, ce cazuri sunt pe afecțiuni, ce le determină din cercetările științifice se cunosc astfel de particule și care sunt costurile ce le plătim fiecare dintre noi, ce ne îmbolnăvim pentru sistemul medical. Sigur, trebuie să fim sănătoși și trebuie să ne tratăm. Dar, dacă s-au luat măsurile necesare, așa cum le voi prezenta mai departe, aceste costuri vor putea fi reduse. Și sigur pot fi reduse. Dacă oamenii sunt responsabili și știu să aplice și pun la pe carte, îl pun de capul locului. Puneți până pe carte și angajați oameni competenți. Mă adresez instituțiilor statului. Pentru că dacă așa stau lucrurile, măcar pentru București, revin la București, de ce spun și revin la astfel de studii? Pentru că sunt făcute de oameni și de cercetători credibili din Uniunea Europeană. Din păcate s-au adresat deocamdată doar pentru București. Parte pentru Iași. Parte și pentru Iași eu însumi am făcut foarte multe astfel de statistici și mă fac de aproape. Dar eu sunt aici pentru dumneavoastră și mă refer la niște date punctuale. Dacă, spre exemplu, pentru București, ca să faci o paralelă cu cele discutate și cele vor fi discutate pentru dumneavoastră. Dacă în București s-ar reduce gradul de poluare pentru particule PM2,5 la o pătrime din punct de vedere acum, ar crește speranța de viață cu 2 ani. Cum stăm? Aș știți cum stați dumneavoastră aici la Ploiești? Stăm rău. Așa încât s-o loc de la în ordine cronologică. Au fost mai multe episoade de poluare în ultima perioadă. Dumneavoastră le cunoașteți mult mai bine că ați fost prezent aici și ați inspirat aerul greoi. Eu am avertizat de la distanță, prin mijloacele avute la dispoziție, software, datele de aici și alte studii, că urmează anumite episoade de poluare. Din păcate, s-au adeverit și au fost concentrații foarte mari
ale concursurilor chimici, ce le voi prezenta mai departe. Dumneavoastră ați semnalat foarte mult în formulele avute la dispoziție, le-am citit. Aseară am văzut deja o furtună pe formulele stop poluare legat de acest subiect, spre prezența mea aici. Și de aceea tot insist să spun că nu sunt aici pentru a face doar prezență, ci pentru a vă ajuta. Și rămâne ca dumneavoastră să-mi dați unul de ajutor dacă doriți să ieșim cu toții din acest impas. Sunt mai mulți concursi chimici care se regăsesc ei aici, în Ploiești, care sunt ei cauzați de industrie, de diversele companii, ar putea fi și din trafic, și de asemenea este și influența altor concursi care vin din afara Ploieștiului. Dar așa se întâmplă peste tot în lume. Dar ponderea cea mai mare este legată de concursii de aici, dumneavoastră. Pentru ca să nu sufere o companie în favoarea altor companii. Poate sunt anumite companii care iau măsuri pentru a-și reduce normele de poluare. Altele poate nu și iau. Dar ca să nu fie una în culpă în raport cu alta, noi trebuie să știm foarte bine ce este în teren, trebuie să facem monitorizare adecvată și să înțelegem ce măsurăm. Toată lumea măsoară, dar cât își pun problema ce măsoară acolo, de ce este așa, care este cauza, cum leagă acei compuși, pentru că acei compuși chimici se pot forma în timp, pot avea evoluție de la un parametru care este acceptabil la alți parametri care sunt foarte nocivi. Și revin asupra legislației. Sunt lacune foarte mari. Și am să spun de ce. Pentru că în spatele unor normative greșite, eu nu știu cum sunt ele și aceste greșeli sunt undeva de la Uniunea Europeană. Pentru că și de ce stau așa lucrurile? Pentru că și acolo sunt probleme și v-am spus, iată numărul cazurilor de ce în plus. La cele 400.000, 5.000, numai datorită din cauza unor, de fapt, toți erori. Sunt intenționate. Mașinile respective introduse în piață au fost intenționate, se cunoșteau ce punează. De fapt, în mod real, sunt undeva până la 7 ori mai mari concentrații de oxid de azot, de exemplu, în Uniunea Europeană, inclusiv la noi, față de cele declarate de companii. Acestea ducând la 10.000 de morți în plus, de fapt. Dar să revenim în cazul dumneavoastră. Vreau să spun că există tehnologii. Deci, nu suntem de izbeliște, să știți. Asta este mesajul nostru. Avem cu ce măsura. Dacă acum nu avem parte din ele, pentru că sunt costuri foarte mari, dar știm la ce să aplicăm și unde să aplicăm ca să completăm acest handicap ce este în momentul de față. Vreau să prezint și să spun public faptul că la 5 km o companie poluează, putem afla de aici că poluează, pentru că sunt tehnici, spectrale, tehnici, laser, ce pot arăta acest lucru. Eu însumi la Iași am dezvoltat echipamente acest tip, unice în țară, capabile să măsoară la 20 de km înălțime ce este acolo și care este dinamica acestor compuși poluanți, care nu se regăsesc în legislația europeană, din păcate, poate nu la urmă cea românească. Noi ne aliniem legislației europene și o și aplicăm într-un specific național. Spre exemplu, dacă dumneavoastră consultați lista compușilor poluanți ce sunt ei monitorizați, acele particule PM2,5. Am și să spun cumva pe scurt pentru fiecare parte ce le prezintă. Pentru că toți sunt ei, să spunem, prezentați în presă, pentru a se înțelege foarte bine. Particulele PM2,5 sunt particule mici, foarte mici, micrometrice, care sunt mai mici de 2,5 micrometri. Deci foarte mici. Apoi, particule PM10. Particule mai mici decât 10 microni. Și așa mai departe. Și iar mă întorc. În cazul nostru aici.
Nu am văzut în statisticile Agenției de Mediu care este situația particulelor concentrației sau dinamicii particulelor de PM2.5. În acele 6 stații prezente, dacă am înțeles eu foarte bine, pH1 până la pH6. Există o singură stație care teoretic monitorizează particule PM2.5 și care eu nu am găsit pe datele pe site-ul furnizat de site-ul calitatea.ro în perioada foarte nocivă din februarie. Ce s-a întâmplat atunci? Cu aceste particule. De ce spun de aceste particule? Pentru că aceste particule, de fapt, sunt cele mai nocive. Ele sunt de 10 ori particule PM2.5. De 10 ori mai nocive decât PM10. Ca să se știe clar lucrul. Pentru că toată lumea spune PM10, PM10. Pentru că se pot măsura mai ușor, este mai comod. Și ele nu sunt atât de, cum să spun, atât de periculoase. Sunt, dar nu decât PM2.5. De ce aceste particule nu sunt monitorizate în Ploiești? De ce? Pentru că nici la Iași nu sunt, nici la București nu sunt și cred că se poate extinde foarte simplu la nivel național. Asupra acestor particule trebuie să ne orientăm mai mult. Pentru că ele sunt nocive și ele induc astfel de probleme grave. De ce se adică? Să revenim la alte particule. Oxid de azot. Normele se iau o dată la o oră, media, și sunt cunoscute pe apă. Aici sunt particule PM10, nu vreau să intru în detalii, dar foarte interesant, spre exemplu, la benzină. Benzină care se spune că nu trebuie să depășească 5 micrograme pe metru cub, atenție, timp de un an, medie. Păi, ce se întâmplă dacă aveți 10.000 de ori, 10.000 de ori mai mare valoarea? 5 minute. Sigur, faceți media pe celelalte zile ale anului, ieși sub 5 valori. Dar dacă se întâmplă să aveți un episod de acest gen, păi mă tem că sunt cazuri atât de grave și foarte de grave ce? Sunteți de acord cu mine? Pentru monoxid de carbon, spre exemplu, valori foarte mari cum să fie pentru câteva minute, cauză decesul. Dacă faci medierea pe un an, pe o săptămână, foarte frumos, tot e ok. Dar nu e corect așa ceva. Atunci, legislația trebuie corejată. Cu atât mai mult că sunt compuși chimici care nici măcar nu sunt trecuți la astfel de liste, nu se monitorizează. Și revenim la acea întrebare. Faptul că nu se monitorizează înseamnă că suntem ok, suntem ca pe vântul multelui. Nu e așa. De aceea sunt morți. Și sunt atâtea cazuri de decese și de îmbolnăviri. Atâtea cazuri se cumulează. Să revin la statistici, domnule. Parte din aceste valori au fost publicate în presă. Am văzut că și presa națională s-a publicat și au arătat, într-adevăr, că există o problemă destul de importantă. E o problemă gravă la Ploiești, în care sunt foarte multe afecțiuni. Boli ale aparatului cardiocirculator, tumori maligne, boli ale aparatului respirator și ale aparatului digestiv. Sunt înregistrate de la an la creșteri cu 50% ale cazurilor de diabet, din cauza polorii. Astfel încât anual se înregistrează și în creștere un număr de peste 300 de bolnavi de diabet. Iar costurile estimate de mine sunt undeva la 600.000 de euro anual pentru așa ceva. Sunt costurile din sistemul sanitar. Toate aceste valori sunt în creștere. De la an la an. Ultima statistică care am primit-o din 2016 și încă nu am prelucrat-o eu, medicul a prelucrat-o, dar eu încă nu am prelucrat-o și probabil în câteva zile vă voi prezenta, sunt alte valori complementare la cele ce știți dumneavoastră deocamdată. Pentru fiecare afecțiune în parte. Dar eu repet, acestea nu sunt... Ele există.
și fiecare dintre noi, și eu cum aflu aici cu dumneavoastră, și dumneavoastră nu care se poate îmbolnăvi, nimeni, nu. E o șansă mare pentru fiecare dacă îi inspiră un aer poluare. Și pot induce, cum spuneam. Sunt categoria de boli ale aparatului cardiocirculator. Îmi cer scuze, eu am să le citesc de aici pentru că sunt chestiuni care uite, nu sunt de specialitatea mea și trebuie să recunosc lucrul ăsta. Ați le știu pe toate. Eu atâta știu. Sunt cu infarct, spre exemplu. Un infarct miocardic acut. Sunt accidente vasculare cerebrale. Și pentru că acestea sunt particule acestea PM2.5, oxid de azot, sunt compuși hidrocarbon și monoxid de carbon. Aș vrea să fac aici o remarcă. Un studiu recent, la nivel european, la nivel mondial, arată că 30% din cazurile de accident cerebral sunt cauzate de poluare. Cu ce particule? PM2.5. Sunt tumori maligne. Aici am identificat vreo 150-200 de cazuri de decese. Acestea sunt provocate de asemenea de PM2.5. De clorur, de dioxine și furani. Sigur, dioxine și furani, nu cred că ați auzit să fie monitorizate cumva. Sau să vină cândva, o dată pe an, cineva de la Ministerul Mediului, spre exemplu, sau o companie specializată, angajată, și să arate, uite domnule, măsurăm o dată pe an aici, în echipamente care se știu ele, sau putem noi să le spunem. Și cred că din partea noastră trebuie să fie răspunsul, mai e mai corect. Să fie spus, o dată măcar pe an, dacă nu au tehnologie și nu au timpul acesta, să vină într-un loc, aici în Ploiești, să vină în Iași, să vină în Brașov, în București, să arate, uite noi, nu avem dioxină, nu avem acid cianhidric, spre exemplu. Nu avem ce am noi. Pentru că eu le-am găsit la Iași, deasupra Iași, cu echipamentul care le-am măsurat. Eu le-am găsit. Pentru că aceste cea nu sunt de 30 de ori mai mai agresive decât consiliul de carbonic. Dar pentru că nu le măsură, s-a mutat un somn. Sunt apoi boli ale aparatului, respirator, care induc infecții respiratorii acute, bronșite și cancerul broncopulmonar. Apoi boli ale aparatului digestiv cauzate de poluare. Cancer hepatic, ciroză hepatică, cancer pancreatic, cancer de colon. Și aici sunt identificate undeva la vreo 70 de cazuri decese. De la an la an și sunt în creștere. Sunt foarte multe, cum vă spuneam, bolnăviri. Acesta este de ordinul a 20.000, spre exemplu, ale aparatului respirator. Oameni care se îmbolnăvesc. Din cauza poluării. Pentru aparatul digestiv, în cadrul acestei categorii, sunt undeva peste 5.000 de cazuri de îmbolnăvit anual. Are, din cauza, în cadrul acesta, al bolilor aparatului cardiocirculator, de asemenea aproape de 5.000. Ale aparatului genito-urinar, de asemenea, undeva la vreo 4.500-5.000 de cazuri de îmbolnăviri anual. Sunt costuri foarte mari pentru cei ce se îmbolnăvesc, pentru că trebuie tratamente adecvate. Costurile sunt foarte mari. Știți cât este suma plătită de un bolnav în spital internat pentru afecțiuni cardiorespiratorii, spre exemplu, în România? 500 de euro pentru fiecare bolnav, pentru România. Pentru alte țări, aceste sume variază. Este limpede că la măcar 2.000 de îmbolnăviri rezultă o sumă de 1.000.000 de euro. Iar eu v-am prezentat înainte câte mii de îmbolnăviri au fost. Așa au rezultat aceste milioane de euro cheltuite de sistemul sanitar aici în Ploiești pentru tratamente. Și anume, undeva la vreo 18 milioane de euro în 2014,
spre 19 milioane în 2015. În 2016 urmează să fac ajustările. Și tot așa. Acestea sunt date de la Direcția de Sănătate Publică și interpretate de mine și de doctorul mai sus amintit, în acord cu legislația, cu bibliografia de specialitate, parte am aici și, de fapt, cea mai interesantă parte a acestei prezentări, eu cred că vor fi întrebările dumneavoastră către mine și către colegi. Este cea mai importantă parte. Referitor la episodul din păcate consumat în perioada 25-29 ianuarie, când au fost valori foarte mari ale compușilor monitorizați. Cât sunt ei? Ați înțeles ce înseamnă să fie compuși monitorizați? Ce categorie și ce ar mai trebui să fie? Nici eu nu știu cât sunt de mulți, dar trebuie monitorizați. Și spun că nu știu, pentru că trebuie să vin într-un loc dat și să măsor. Cei care spun că le știu de toate, ei sunt, ei cadă în ridicol. Să revenim. Pentru perioada sus amintită, din datele culese și interpretate de mine, la stațiile de la 1 până la 6 ale Agenției de Mediu, de aici, eu am înregistrat depășiri zilnice conform legislației în domeniu. Pe minut, nu pe oră. Care sunt mult mai mari. Dar, conform legislației, fie și așa. Au fost 12 depășiri la stația Prahova 2. 14 zile depășiri la stația PH3. Stația 3. Sunt niște grafice, am făcut o prezentare, ce e cu verde este bine, ce e sus, sunt tocmai aceste perioade, crește foarte mare. Le găsiți și în dosarele pe care le-ați primit pe exact. Eu doar vreau să mai completez niște chestiuni. Pentru benzen, sunt aici câteva chestiuni foarte importante. Evident, pentru aceeași perioadă sunt depășiri foarte mari, dar, cu siguranță, eu o să fiu contrar, ca om de știință, ce înseamnă depășiri foarte mari. Pentru că, așa cum o să se spună, legislația în domeniu implică 5 micrograme pe an. Bineînțeles. Dacă ele au fost depășite, spre exemplu, aici am 70 de micrograme pe metru cub. Dar în acest grafic, punctele undeva sunt tăiate, sunt eliminate, nu de mine, ci de cei care au măsurat, pe motiv că ceva s-a întâmplat atunci. Și nu au fost validate. Ce înseamnă că nu au fost validate? Înseamnă că de o perioadă de aici unde este valoarea curentă, valoarea cu fondul obișnuit de zis zi, de aici încolo, în acest schemat roșu, roz, valoarea nu au fost să spun, certificate, nu au fost este un cuvânt dat. Mă rog, să spunem nu sunt admise, deși ele au fost măsurate. Dacă mă uit aici, s-au atins o valoare de 70 de micrograme pe metru cub. Vă reamintesc, 5 micrograme ar fi fost limita anuală. Și probabil că dacă ar fi fost și de 1000 de ori mai mare, tot nu avea nicio importanță, pentru că trebuie să așteptăm sfârșitul anului, tragem linie și probabil o să fim sub 5 micrograme. Probabil. Cum stăm? Și aș avea o întrebare. Bun, poate este o întâmplare, pentru că uneori se întâmplă tehnica să producă erori. Tocmai în această perioadă, unde au fost asemenea valori de mari, să cadă și echipamentul la stația 2. O fi o eroare, nu știu. Poftiți? De fiecare dată e... Eu am văzut aici, e suspect. Dar, sub rezerva, că uneori, un echipament poate să dea erori. Dacă se întâmplă asta des, și este o, să zicem, o chestiune sistematică, atunci sunt alte probleme care trebuie să ele lămurite.
Sigur, sunt foarte multe alte date de prezentat. Eu aș vrea să, mai degrabă, aș fi mai bucuros să răspund întrebările dumneavoastră, decât să mai prezint o alte lucruri. Care le voi prezenta? Eu voi fi prezent foarte multă vreme de aici, în locul dumneavoastră. Voi face măsurători personal, le voi face public și voi veni cu interpretările mele științifice. Și voi întinde o mână de ajutor oricărei autorități care dorește să facă ceva pentru oameni unde primează competența. Întind o mână de ajutor. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnule Silviu. Întrebări dacă aveți pentru domnul doctor. Vă rog, în spate. Ați identificat companiile care ar putea fi responsabile de emisiile poluante? Nu. Pentru că nu m-am aflat nici în primul statul meu voastră, dar acele stații, măcar aceste stații de la 1 la 6 ar putea să inducă ceva, dar pentru a spune, să răspund la ceea ce spuse de dumneavoastră, voi lua în considerare mișcarea maselor de aer, amplasarea acestor companii. Deci nu vreau acum să spun compania cu tare, nu că nu vreau, pentru că ar fi necesit din partea mea, pentru că nu am societate. Dar voi fi în măsură, în ceea ce urmează, să spun, și să spun pentru compania cu tare care ajută și își-a luat măsuri, și compania cu tare care nu și-a luat măsuri. Pentru că nu cred eu că toate trebuie pus în aceeași oară. Sau cel puțin, așa sunt lucrurile acum. Pentru mine. Poate toate nu și-au măsuri, nu respectă, nu știu cine respectă, nu. Și nu vreau să apun de lucrul ăsta, dar voi fi capabil, în ceea ce urmează, să spunem lucrurile pe nume. Care sunt cartierele cu cele mai poluate? Sau proiectele poluate în totalitate? După măsurătoarele, eu nu am venit să fac măsurătoare, nu am făcut până în prezent măsurători cu echipamentele mele, care sunt dumneavoastră. Eu tot ce am avut la dispoziție au fost cele 6 stații, foarte, numărul este foarte redus, nu este relevant pentru a acoperi necesitățile de informare pentru populație. Nici de departe, nu. Da? Acestea sunt valorile în momentul de față. De aici am pornit eu. În ce am măsurat eu, sau ce am observat eu în ultima lună, de fapt la începutul anului până în prezent, sunt stațiile 2 și 3 care au ieșit foarte mult în evidență, în sens rău. Dumneavoastră știți mai bine. Centru și Blăjor. Acestea au fost în acea perioadă. Asta nu înseamnă că în alte zone nu este poluare. Pentru că tocmai asta spuneam. Trebuie monitorizat continuu. La intervale timp mult mai scurte. Nu anual. Aici aș putea să vă răspund. Eu am avut unele discuții cu medicii de familie. Unul dintre cele mai poluate cartiere este Mihai Bravcea. Iar asta se vede un bun indicator. Din păcate, chiar dacă și chiar este tragic acest timp. Poftim? Din păcate, copiii sunt cei mai firavi și cei mai preciși indicatori în același timp. Alergii, boli ale sistemului respirator, care pot fi asociate în mod direct cu benzenul, spre exemplu. Din păcate, nu există un studiu făcut de Direcția de Sănătate Publică Prahova care să coreleze efectele poluării cu starea de sănătate a populației. În urma interpelărilor și presiunilor pe care le-am făcut, au promis că vor ajuta la realizarea acestui studiu. Sunt convins că sunt vorbe în vânt, pentru că un studiu nu se face așa târâș-găbiș, se repede înainte, trebuie să elaborate o serie de norme metodologice pentru a-l înfăptui, trebuie să implice Ministerul. Desigur, la nivel declarativ, toată lumea este de acord. Din păcate, interpelarea a fost făcută, vă spun imediat, în septembrie 2017, până acum nu s-a întâmplat nimic. Au spus doar că sunt de acord să facă acest studiu, sigur, își dau seama de gravitatea situației. Gravitatea situației care
nu este, cum să spun, nu a început anul trecut. Practata situației este din anii 90, de când au început și mai mult. Bun. Atunci nu prea aveam voie să luăm atitudine și am vorbit cu oameni ieșiți la pensie, care au lucrat în acele, în niște rafinării și mi-au explicat clar cum erau măsluite și atunci, da. Deci, se știa cum. Acum, e un pic paradoxal să spunem despre rău, că este un pic mai... Aș mai putea pune, dar domnule profesor. Sigur. La valori. Pentru instituția sus amintită. Era bine să fie prezentă, dar cred că o să se informeze prin evanghelii puse tot de dumneavoastră la îndemână. Oferit de un ajutor suplimentar. Vă spun că sunt studii făcute și arată că, acestea arată că cei mai afectați sunt tinerii de până la 17 ani și acestea sunt proporțiile între 15-35% de numărul total sunt 15-17, până la 17 ani. Deci, și în special cei care vor suferi de astfel. Am referințe biografice, se pot informa dacă doresc. Pe de altă nu se poate. Trebuie să citim. Învățăm. Și așa putem progresa. Vă rog. Dumneavoastră din spate, vă rog. Da, pot măsura la ce distanță față de Ploiești există poluare, pentru că noi știm despre poluarea din Ploiești, datorită stațiilor de monitorizare. Dar nu avem, spre exemplu, poluarea care există la Valea Călugărească, datorită Ploieștiului sau Mizil. Vă dau un exemplu. În Germania s-a făcut un studiu că la 50 de km de o centrală, deci până la 50 de km de o centrală nucleară, există probabilități mult mai mari ca să se nască copii cu malformații, însă aceste probabilități dispar abia după 150 de km. Așadar, vă întrebam dacă există asemenea studii făcute despre care dumneavoastră aveți cunoștință și despre alte tipuri de poluare. La ce distanță, spre exemplu, sunt locuitori nu numai în Ploiești, dar rafineria Brazi OMV acoperă o rază mult mai mare decât Ploiești, spre exemplu. Sau rafineria Lucoie. Nu mai spun despre Vega sau Dero, care sunt chiar în București. M-aș fi bucurat dacă sunetul ar fi fost captat de cameră sau de întreagă, toată țara. Pentru că întrebarea dumneavoastră se aplică oricărei localități din țară. Da, rezultate. Pentru că se monitorizează și se consideră oamenii mai principali într-o zonă decât în altă zonă, sau ceilalți sunt mai fericiți sau mai nefericiți. Nu știu cum să spun. Că, iar revin. Faptul că nu măsori acolo nu înseamnă că oamenii respectivi nu sunt afectați. Nu, trebuie să te duci și să măsori acolo. Într-adevăr, zonele vecinate nu sunt monitorizate. Eu pot să vă spun punctual. Eu aici nu am venit să fac măsurători pe momentul de față, dar am făcut măsurători în Iași și pot să, cu echipamentele dezvoltate de noi, echipamente LIDAR bazate pe spectroscopie laser, pot să fac estimări la distanță de până la 20 de km rază, prin punctul de măsurare. Mă deplasez cu un alt punct, fac o altă măsurătoare. Care au fost concluziile dumneavoastră în Iași? Referitoare la vecinătăți. Da. Am fost surprins, am fost, să spun, depilat, pentru că ce e în atmosferă, și eu arăt, acum se măsoară, înseamnă că nu, e compuși foarte nociv. Eu am măsurat în Iași undeva la un pătru de până la 500 de metri înălțime, atât m-am limitat. Și funcție de zonele de industriale în Iași, funcție de anumite zone de trafic intens, funcție de particularitățile acesteia, avem, sigur că nu avem omogenitate. Poate asta, întrebarea dumneavoastră, spun dacă sunt variații și într-o parte e mai greu și... Bineînțeles. Da. Mă întrebam care au fost concluziile dumneavoastră.
măsurat. I-am fostă foarte rău. În cazul acesta e foarte rău. Dar sunt, cum și la dumneavoastră aici, nu foarte mulți cunosc acest lucru, din vari motive, cred că nu profesionale, pentru că dacă ar fi profesioniști, s-ar înclina mai mult asupra măsurătorilor. Datele acestea, măsurate pe distanțe foarte mari, la înălțimi mari, se corelează cu mișcarea maselor de aer, se corelează cu date meteorologice, se corelează cu diferite resurse de poluare care le cunoaștem eventual ca sunul, dacă nu le detectăm noi, se includ în software de modelare, pentru că pornind de la o matrice de astfel de puncte de măsură, fie fixe, fie mobile, se poate face o hartă de dispersie a poluațiilor, deci de cum sunt ei prezenți la sol, la orice moment de timp. De ce este important? Ca populația să fie avertizată în timp real. Nu după un an de zile, când se trage din se vadă că sunt 5 kilograme de benzen, spre exemplu. Nu. Și cu atât mai mult, oamenii trebuie să fie avertizați un pas înainte. Așa cum am prezentat. A fost un caz banal. Dar se poate ca oamenii să fie informați. Pentru că dacă sunt informați, oamenii pot să se protejeze într-o viață. Cum? Sunt măsuri corespunzătoare. Apoi, anumite combinate care știu că poluează, ar putea să reducă, să spunem, activitatea, intensitatea producției pentru o perioadă scurtă de timp, cât trece un val, ce fel de val. Ca să vin cu explicații, de fapt, ce a fost acolo. Și se întâmplă, sunt fenomene naturale. De fapt, ce a fost în perioada respectivă, a fost o inversie termică. Ce înseamnă asta? În mod natural, temperatura scade de la sol spre altitudine. Asta e un lucru normal să știe. Și dacă așa stau lucrurile, toți compușii de lume care sunt emiși la sol, urcă liniștiți, urcă în atmosferă, se dispersează și atunci noi, să zicem, avem un aer mai curat. Funcție de cât de repede urcă poluatul sau dispersează un plan orizontal, dar mai ales vertical. Ei, sunt anumite perioade când această scădere a temperaturii nu se reproduce, ci se inversează. În sensul că, cum ați avut dumneavoastră, a fost temperatură mai joasă la sol și mai înaltă în atmosferă. Și a fost diferență de 10 grade, până la 3600 de metri înălțime. Această diferență de temperatură, care este mare, a dus la următorul fenomen. Tot ce dumneavoastră, când spun dumneavoastră, nu o luați în lume de rău, tot ce este poluare la sol, absolut tot, fiecare contribuție minimă cât este, toți poluanții s-au dus, de fapt, s-au întors jos. Deci sunt poluanții noștri, nu s-au dus. Faptul că am avut o valoare mai mare, natura ne-a demonstrat că astea am făcut, atât am reins. Și toți au rămas la sol, indiferent că poșul a fost mai mic sau mai mare, sau fiecare gospodărie sau trafic. N-are ce importante, totul se sunează. Și totul s-a revenit la sol. Într-o pătură foarte tensă, și dumneavoastră aici ați fost martori. Fiecare și-ați sesizat și ați ținut poze pe forumuri. Și a fost foarte greu. Mai am o întrebare. Vă rog. Echipamentul pe care dumneavoastră l-ați dezvoltat și pe care l-ați folosit la Iași, da. În ce condiții am putea să facă și pe la Ploiești? Da. Implică o mare în partea... Nu știu exact cum a fost dezvoltat sau cine... Este un prototip. Este dezvoltat de mine. Și este unic în țară și nu sunt mutate pe glob. Asta vă spun eu. Da. Dar este un prototip. Este un echipament care ține în momentul de față mai multe laborator. Vreau să-l aduc să fie mobil. Asta este intenția mea și o voi face în cel mai scurt timp posibil. Sunt costuri foarte mari, un efort foarte mare, dar asta mai puțin contează. Intenția mea este să vin cu echipamentul și să măsor în stradă. Aici unde va fi cam. Echipamentele sunt omologate, adică... Este un echipament de cercetare, dacă nu a făcut nimeni așa ceva, el nu poate să fie omologat de nimeni. Eu îl omologez în măsura în care arăt oamenilor, uite, sunt compuși de cutare și sunt în marja cutare. Este un echipament de cercetare. Care le faceți? Pentru că... Păi, să mă combată altcineva. Mă sunt
Eu vreau să trag un semnal de alarmă, să arăt oamenilor cum se face, care sunt procedurile. Aș fi și sunt foarte încântat ca orice altă autoritate sau instituție de, sau universitate sau de cercetare din România și în afara țării, cu atât mai mult să vină să pună umărul și să... Nu am înțeles. Pentru că știu care ar fi pericolul. Da. Adică cu ce ar putea să vină și să se spună, vai, dar nu sunt niște măsurători. Da. Aici, pentru că la, cel puțin la noi, la Ploiești, aici, nu o să găsiți niciodată înțelegere. La gata de mediu nu există specialiști. Există niște persoane angajate pe pile, niște funcționare oarecare, care sunt deranjate și pentru că se dă telefon și se reclamă o anumită situație din asta cu poluare de nesuportat. Deci prea multe ajutoare, sau cum să spun, mai mult poate să vă pună prețelate, pentru că noi am ajuns la concluzia, după atâtea reclamații și după toată încercarea aceasta de a arăta cât de greu o ducem. Deci sunt totuși mult mai multe reclamații și se scuze decât în alte perioade, decât până acum. Și totuși, nu numai că nu s-au sesizat, dar au venit cu niște răspunsuri total neprofesionale, jenante, adică ceva de genul vi se pare, știți, nu e poluare. Deci pentru noi, care nu suntem specialiști, dar care simțim această poluare zi de zi, este jignitor. Eu o pun pe incompetență, deocamdată, pentru că asta văd eu, incompetență, nu știu dacă era voință, probabil, nu știu, dumneavoastră sunteți mai măsură. Da, recunoaște că există poluare, dar ei susțin în continuare că nu există. Să ne atragem atenția.
că oricare din acestea, din acești care în personalul acestor instituții, familiile lor, copii, toți aveți aceeași șansă să vă îmbolnăviți. Toți aveți aceeași șansă. Vă rog. Ce variante au mari poluatori? Nu vorbesc de microparticule. Vorbesc de poluare cu benzen, de exemplu. Ce variante au ei de a reduce din punct de vedere tehnologic? Au posibilitatea sau numai să-și oprească activitatea? Deci există posibilități tehnologice? Sunt absolut convins că există echipamente și tehnologii pentru a reduce la măcar la standardele impuse de Uniunea Europeană. Eu sunt absolut convins că sunt. Dacă vor ajutor, le dau un de ajutor să acolo nu este cazul să dezvolt tehnologii. Deci, dacă nu să le cumpere, să le dezvolte. Deci investițiile pot să eu ajute. Eu pot să și m-aș bucura, pentru că în asta astfel, poluarea va fi redusă. Și influența acelorași factori de poluare asupra terenurilor agricole. Și aici mă refer la producție, la legume, la, spunea o doamnă din spate, de distanță. Noi, pe lângă Ploiești, avem foarte mulți producători de legume. Noi le mâncăm și le mâncăm bucurie că nu sunt din Turcia. Ne afectează? Mai ales când plouă, când... Afectează. Eu am spus, știi, cel mai important sănătatea noastră. Dar și animalele sunt la fel de afectate. Cele de casă sau care le crește, mă spun, toate sunt afectate. Bineînțeles. În momentul în care plouă, să mai multe. Atunci, când plouă, se adună. Nu, dar se eliberează mai mult în atmosferă în momentul în care plouă. Pentru că lumea nu mai este pe stradă și nu mai sunt atât. Știți? Aia spune de cercetare, pentru că alte condiții și imediat. În alte condiții meteorologice, compușii eliberați în atmosferă, reacționează apa și alți compuși și dau compuși și mai nocivi. Mai nocivi decât, la bineînțeles că nu există în astfel statistici să monitorizăm. Dar noi îi spuneam. Ce soluții sunt? Că problemele le știm. Soluții? Amenzi? Nu. Soluțiile sunt, pe de-o parte, de natură legislativă, de modificarea legislației actuale, iar pe de altă parte, de aplicare, cât se poate de strictă, chiar și la legislația actuale, așa strâmbe cum... Dumneavoastră, credeți, acum să dau soluții instituțiilor. Și soluția... Da, nu, e bună întrebarea asta. Se pot pune catalizatoare? Deci există tehnologii. Se montează. Există tehnologii. Cel mai important, înainte de toate, populația să fie educată, să fie informată, cum să se protejeze pentru a nu se expune direct. Este bine că legislativ trebuie să prevadă obligativitatea folosirea astfel de tehnologii. Pentru că nu mai funcționa. Cred că discuția, de fapt... Este foarte clar. În legislativ, în lege, trebuie să indice obligația folosirii catalizatorului. În multe cazuri există. Acum, discuția este una filozofică pentru a porni de la ea. Deci, dacă ne uităm și istoric, România a avut o dezvoltare industrială forțată și foarte accelerată, începând cu anii 60. Da? Deci noi avem undeva la 50-60 de ani de industrializare forțată și primii ani acestei industrializări s-au făcut fără atenție foarte mare asupra mediului. Pentru că nu aveai toate condițiile astea, nu aveai măsurători de așa natură. Existau acele mari combinate care erau un factor de poluare, dar erau un factor asumat de societate și de factorul politic de atunci. Și, din păcate, noi nu avem o luptă, un istoric al acestei lupte pentru a proteja mediul și sănătatea populației. Dacă ne uităm, inclusiv legea 104 a calității aerului, este, de fapt, o transpunere de directive europene. Deci noi, practic, luăm din ce zice Uniunea Europeană, Comisia Europeană, că ar trebui să fie niște praguri și le luăm, le adaptăm în România. Spunem, astea sunt pragurile pe care le măsurăm. Acum, din ce ne-am tot luptat și Cornel și cu mine un an de zile pe zona asta de mediu, de foarte multe ori problema este că aceste praguri
au în vedere niște praguri din perspectiva mediului. Da? Dreptul nostru constituțional este drept la mediu curat și drept la sănătate. Sunt două aspecte diferite în Constituție și din perspectiva autorităților sunt două zone diferite. Odată avem autoritățile de mediu și pe de altă parte avem INSP-ul, DSP-urile, sănătatea publică. E, în foarte multe situații vin autoritățile de mediu și spun asta e norma europeană, ăsta e pragul. Păi bun, dar mie mi-a afectat sănătatea și asta nu e treaba noastră. Trebuie să vină sănătatea să spună ceva. Acum, sănătatea, dacă te duci la INSP-uri și la DSP-uri, o să spună, a, da, există niște cazuri de cancer mai mari într-o anumită zonă. Dar noi n-am făcut un studiu pe mai multe generații astfel încât să legăm cauză de efect. Prin urmare, noi, ca autoritate de sănătate, constatăm efectul, dar nu știm care e cauza. Nu putem acum să mergem la un operator economic să spunem, doamne, tu ai un îmbolnăvit în întreg oraș. E, problema este, așa cum s-a spus și mai devreme, incompetență sau rea credință, e foarte greu în situația asta noi ca cetățeni să facem o diferență. Ce putem face și încotro trebuie să ne uităm, din nou filozofic, în societățile dezvoltate, există, dacă ne uităm la acest triunghi de factor economic, autorități și cetățeni, în care de fapt rolul autorităților ar trebui să fie ăla de a proteja interesul cetățeanului, care nu e numai economic. Deci autoritatea vine undeva să reglementeze relația între cetățean și mediul economic. În societățile dezvoltate, cetățeanul este cel care are puterea. Am fost în Marea Britanie. Acolo, dacă voiai să faci o investiție în bloc, într-o comunitate, trebuia să vină comunitatea și să spună că e sau nu e de acord. Și de cele mai multe ori se producea o întreagă negociere în care comunitatea impunea condiții. Dacă vrei să faci blocul ăla, trebuie să faci un pod și să înconjuri cu vegetație și să am un parc și să am toate lucrurile astea. Astea sunt SF-uri pentru noi. La noi vine economicul. Zice, vreau să fac o investiție și se deschid toate ușile. Pe de altă parte, spuneți-mi de câte ori ați fost consultați la modul real, adică să aveți o exprimare, un punct de vedere pe orice investiție de genul acesta mare industrială, din oraș, din preajma orașului. Nu se întâmplă lucrurile astea. Publică niște anunțuri și investitorul cât și agenția de mediu. Publică niște anunțuri, niște ziare obscure, nu le citește nimeni, trebuie să fii focusat doar pe treaba asta, să cauți dacă vrei consultarea populației și rămâne atât. Știu, ăsta se fac, se fac la alibi. Se fac pentru că trebuie bifate și trebuie bifate tot pe o normă europeană. Adică nu e ca noi vrem să fim, să consultăm populația și să găsim acel echilibru. Nu. Mai e o problemă că și aceste consultări nu întotdeauna, deci ele creează niște presiuni, într-adevăr, dar nu întotdeauna sunt obligatorii sau sunt preluate ca fiind obligatorii. Am participat în vară la o consultare la ANPM, referitoare la reautorizarea unui depozit de gunoi, despre care o să vă vorbească mai mult Cornel. Acolo toată lumea era împotrivă. Dar la final s-a ridicat din numeri și s-a eliberat autorizația. S-a reautorizat. Cred că dosarul de autorizare a intrat transcriptul acelei dezbateri. Deci pur și simplu era un act care trebuia să fie înnotat. Pentru că asta era procedura. Pe de altă parte, există o normă nouă europeană, o directivă care îmbunătățește cadrul acesta și dă mai multă putere cetățenilor și care a fost amânată, transpunerea a fost amânată până acum, până în toamnă. Deci sperăm, într-adevăr, pe zona asta să existe mai multă putere pentru cetățean. Dacă facem așa un sumar, autoritățile de mediu ar trebui să reprezinte specialiști și să vină cu toată expertiza pe care, iată, o avem dinspre zona universitară sau dinspre societatea civilă, începem să dezvoltăm noi. Pentru că autoritățile spun, am măsurat, nu e nicio problemă. Cum să nu fie o problemă? Uite, venim noi, am ajuns noi să fim autorități de mediu. Sau, mă rog, măsurați. Cornel și-a cumpărat analizor de hidrogen sulfurat, pentru că asta e problema în comunitatea lui. Și dacă mergeam pe măsurile oficiale, nu era o problemă atât de mare. Cum spunea și domnul Gurlui, erau niște vârfuri, dar media ieșea unde trebuie să e inadmisibil, din punct de vedere, eu ca cetățean să mă fac, să devin specialist de mediu. Sau specialist în măsurători de mediu. Și după care, ok, eu fac măsurătoarea asta, am o valoare, dar, cum spuneați mai devreme, valoarea nu e etalonată aparatul, dar nu e etalonat, fac, nu ne interesează. Și la cadrul legislativ actual și la felul în care e balanța asta de puteri, inclusiv să spui acum, să faci o afirmație cum
am fost întrebați care e cauza. Să ies eu acum să zic, al Foiu, cred că e cauza, asta mă duce direct într-un proces pe care am toate șansele să-l pierd, pentru că deși am făcut eventual niște măsurători cu instrumentele luate de pe internet și pe care le-am la dispoziție, nu sunt niște măsurători pe care să și le asume pe autoritate. Deci, asta e spectrul. Dacă mă întrebați pe mine, cred că e foarte important să mergem pe zona de sănătate. Deci să avem Ministerul, Institutul Național de Sănătate Publică, DSP-urile, să facă studiile astea cât mai rapid. Mai ales dacă e nevoie de univers extins de timp. Măcar pentru copiii noștri să pregătim o societate corectă. Dar pe de altă parte, și o să vă zic imediat un caz concret, pe de altă parte să vedem care sunt studiile făcute în alte țări. Pentru că noi ne-am tot luptat pe zona asta de gropi de gunoi, hidrogen sulfurat. Și am avut o dezbatere la Senat, în care au venit și autoritățile de mediu și le spun, ce se întâmplă la Rudenti, la Iridex, la Chiajna? Sunt niște depășiri. Nu sunt în pragurile acceptate. Și a venit o doamnă care era dinspre zona de sănătate, de la o direcție de sănătate, și a spus, în principiu în state, dacă simți miros de hidrogen sulfurat, se consideră că deja ți-a afectat sănătatea. Deci noi, pragul ăla pe care îl dă directiva, așa a fost transpus, ăla e un prag peste un prag care consideră că ți-a afectat sănătatea. Și am zis, a, minunat, dar studiul ăla e acceptat în România. Și s-a spus atunci că da. Dar nu era un cadru de să vină ministru sau un șef de agenție sau cineva să zică, da, ok, acceptăm treaba asta, asta înseamnă automat că populația din Chiajna, în situația respectivă, este afectată, sănătatea este afectată. Eu am un drept constituțional, eu în al doilea moment pot să mă duc să dau statul în judecată sau autoritățile de mediu. Și mai interesant e că nici măcar în România nu știu câte șanse am să câștig un astfel de proces. Mai degrabă am șanse să-l câștig la nivel internațional. Deci să mă duc la CEDO. Deci asta e situația în care ne aflăm acum. Ce putem face noi? Pe de o parte, presiunea asta, că e foarte importantă. Dacă nu faci presiunea asta, te trezești că la Brașov, de pildă, avem și noi acolo un depozit de gunoi și chiar miroase. Dimineața, seara, miroase hidrogen sulfurat. Și am întrebat autoritatea mediu, ați făcut măsurători? Păi noi n-am făcut. Păi da, uite, îți cer eu, fă tu acum măsurători. Și îți mai cer și mâine, și pe mine, și peste o săptămână. Și în felul ăsta, la astfel de solicitări, e greu să nu se răspundă. Pentru că tu vii cu niște petiții și cu niște acțiuni prin care obligi o reacție din partea autorităților. Acum, și treaba asta, trebuie în primul rând să conștientizezi problema. Pentru că nouă, cel puțin acum 20 de ani, nu ni se spunea care e impactul. Anumite boli, a fost nevoie de acest univers larg de timp, de 50, 60, 70 de ani, inclusiv la nivel internațional, să se constate o legătură între cauză și efect. Prin urmare, de-abia acum înțelegem ce înseamnă un aer poluat și care e impactul asupra sănătății. Și că alergiile, de pildă, nu sunt privite neapărat atât de grav, că nu sunt legate direct de decese, dar alergiile au crescut halucinant în ultimii ani. Și dacă întreb cauzele, se ridică din nume. Deci, de-abia acum începem să înțelegem adevăratul impact și probabil că o să-l tot înțelegem anii care vin. Și ar fi cazul să facem ceva în privința asta. Acum, pe de o parte, noi ca societate civilă, zic asta pentru că din rândul societății civile provenim și noi, chiar dacă am ajuns în politică de un an de zile, dar societatea civilă poate să pună această presiune pe autorități, să le oblige să-și facă treaba. Pe de altă parte, noi, din zona politică, putem să revizuim instrumentele pe care le avem la dispoziție și să încercăm să ne îmbunătățim. Practic, așa am ajuns la legea mirosurilor, pentru că pe calitatea aerului încerc să găsesc cauzele. Deci te uiți la compoziția chimică și ai tot felul de praguri pe diversi compuși și zici, bun, e tot în regulă. Dar tot în regulă, cum spunea și domnul Hurlui, e posibil în acel mix, în acel cocktail de substanțe, rezultatul să fie unul care să afecteze sănătatea și confortul. Și am zis, bun, avem o parte de adresarea cauzei care, iată, e ineficientă, dar hai să măsurăm și efectul. Dacă fac o paralelă cu zona fonică, de poluare fonică. Acum nu mă interesează că e un claxon, e o trompetă, e un avion sau un concert. Important e că dacă e peste un anumit prag, se consideră că mă afectează. La fel ar trebui să fie și în zona asta de miros. Și în România nu exista legislație pe zona de mirosuri. Chiar a fost un răspuns al autorităților de mediu în acest sens. A zis că există un vid legislativ și că n-au ce să facă.
moment în care am început împreună cu Cornel să lucrăm la acel proiect de lege, legea mirosurilor. De fapt, proiectul acesta, suntem chiar mândri să o spunem, e un proiect care a generat în USR, dinspre filial, de la bază. Am avut 3 cazuri la care ne-am referit, respectiv Timișoara, și am avut-o pe doamna Rodica Militaru, care a făcut toată documentarea, cercetarea în domeniu, a venit cu propuneri și ne-a abordat pe noi. Uite, putem face o inițiativă pe zona asta? Noi am zis da. După care am avut zona de Oradea cu fermele de porci și am avut, evident, info cu problemele de la gropile de gunoi. Deci, luate separat, fiecare era o speță diferită. Erau poluator industrial pe zona de producție de cauciucuri, aveam ferme de porci, aveam o groapă de gunoi. Dar la final aceeași problemă era pentru oameni, un miros insuportabil. Și exista totuși un standard la nivel european pe cum ar putea fi făcută o măsurătoare a mirosului. Adică, bun, ce faci? Pute, dar cât? Și exista standardul ăsta care stabilea o scară. De la 1 la 10, un grad de disconfort olfactiv. Doar că neavând o lege care să-l facă obligatoriu sau să-l îi dea putere, era un exercițiu doar. Și așa a apărut legea asta a mirosurilor, pe care am depus-o în Parlament și pentru care ne-am asigurat înainte să o depunem că avem și susținere. Deci am făcut un grup de lucru la minister, am discutat cu directori, inclusiv pe calitatea aerului, am stabilit împreună o formă pe care să o depunem și sperăm să treacă prin cele două camere. Rămâne de văzut în ce formă va fi amendată, modificată. Sperăm să fie totuși eficientă după ce este din circuitul legislativ. Deci cam asta e situația actuală. Consider că dezbaterile astea sunt foarte bune într-o dubă perspectivă. Pe de-o parte, sunt utile ca informare. E important să înțelegem și dintr-o perspectivă științifică, unde ne aflăm și dintr-o perspectivă legislativă. De altă parte, ele sunt foarte utile în a crea presiunea asta despre care zic. Dacă începem campanii de genul ăsta, nu mi se mai poate spune, bun, nu avem București, nu are o problemă cu aerul. Dacă avem normele și normativele care arată că limita este de 50 de micrograme, și noi facem un calendar cu zilele în care au fost depășite limitele astea și facem propriile estimări și evaluări, deja e mult mai greu pentru cineva să se facă că nu vede, că nu știe, că nu există probleme. Ce sunt pentru ce anume? Pentru în jur de 5.000. Plus ce s-a adunat înainte pe da, stop. Da, poate. Mai multe. Deci, cel mai important este să ne transformăm din locuitori în cetățeni. Semnăturile vor fi puse pe masa comisiei în momentul când va intra și modificarea legislativă în discuție. Asta decide onorata comisie. În ce mod putem interveni asupra autorităților locale, nu numai să le semnalăm, să recunoască că există o problemă, ci să le și sugerăm niște soluții pe care să le aplice. Pentru că omul în momentul în care spui, băi, ești rău, băi, ești prost, reacționează ostentativ. Asta e natura omenească. În ce mod putem veni cum acum mână întinsă? Hai să căutăm o modalitate de rezolvare, să le sugerăm niște soluții. Aș primul răspuns că de minte electoral. Dar lăsând la o parte zona asta care se întâmplă din 4 în 4 ani și durează. O să mă refer la două exemple. Un exemplu este legat tot de Iridex. Acolo au venit în sfârșit după niște ani de presiune, a venit autoritatea de mediu și a impus să existe monitorizare continuă. Adică în zona de coș și de circuit, ei practic ce ar trebui să facă? Ar trebui să colecteze tot hidrogenul sulfurat rezultat din descompunerea deșeurilor și au un circuit întreg prin care ar trebui să-l ardă ori cu generare de curent, ori pur și simplu să-l ardă la față, în funcție de fluctuații. Autoritatea de mediu le-a impus monitorizare continuă, după care vara trecută au avut o campanie de măsurători în 5 puncte. Și la final au dat un raport. Și existau depășiri. Deci, autoritatea de mediu zice, uite, am făcut treaba asta, am și măsurat timp de o lună, timp de cât a fost, am găsit depășiri. Pe unde e cauza?
Păi, noi zicem așa, neoficial că ei ar fi, dar dacă zicem oficial, suntem dați în judecată și Iridexul contestă și atunci le-am făcut degeaba. Și unde ar fi? Există metode spectrale, există metode de a măsura, dar iată, nu se aplică. Am putea să venim exact din zona asta. Să facem un parteneriat cu o universitate. Să venim noi cu niște idei. Mi-am luat o dronă la un moment dat, tocmai să fac lucruri pe mediu. Leg un analizor, un senzor de hidrogen sulfurat, îi fac un caroiaj, îi fac o matrice și fac o hartă de dispersie. Sau, dar oricum, continui. Nu cred că noi ar trebui să facem asta. Cred că e rolul autorităților, dar cred că e bine să înțelegem ce trebuie să le cerem. O situație de dezastru ecologic în Vâlcea, e o groapă de gunoi la Mâldărești. Acolo e halucinant cazul ăla. Adică e o groapă de gunoi fără autorizație, care de fapt s-a dublat. Existând o groapă lângă, total, n-a avut niciodată autorizație de deversare de deșeuri. Toată lumea zice că nu e a lui, nu e răspunzător. Un pârâu care trece pe lângă și se varsă mai departe și poluează toată apa din zonă, care e negru de levigat. Deci ăla e un pârâu toxic. Și când am mers acolo, autoritățile sanitare veterinare spuneau, da, pârâul ăsta este poluat, am măsurat și noi. Zic, păi bun, și oamenii din jur n-au apă potabilă în fântâni. Așa e, n-au apă potabilă. Păi și cauza? Nu putem să determinăm. Că poate că și-a urcat omul bălegarul în fântână. Că eu nu am de unde să știu că e de la pârâul ăla. Zic, bun, și ați făcut ceva? Autoritatea de mediu spunea, da, am dat în judecat operatorul lor. Și ce ați făcut? Păi am pierdut. De câte ori? De 10 ori. Păi și unde ați dat? La Vâlcea. Ați cerut vreodată strămutarea procesului la altă judecătorie? Că de obicei, genul, zic, de presiune. Factorul economic, de multe ori, nu-i doar economic. Are și o susținere în spate. Are și niște conexiuni politice care sunt vizibile. Adică apar în presă, nu că le inventăm noi. Poftim? Dacă susținerea din spate n-ar face, n-ar avea curajul să spate. Da. Și atunci, din genul ăsta de întrebări și de presiune din partea societății, încercăm să echilibrăm un pic balanța de forțe. Pentru că e singurul lucru pe care putem să-l facem realist pe termen scurt. Ați menționat despre dezbaterile publice și despre ceea ce poate să facă politicul. Eu sunt un cetățean al orașului Ploiești. Vreau să știu ce pot să fac eu, în afară de, și ce poate să facă la nivelul nostru, ca oameni care nu sunt speciali de mediu, mergem la serviciu. Vreau să știu, de exemplu, sau să vă organizați dumneavoastră și să ne spuneți cum putem să facem noi. În sensul că una dintre soluții, una dintre propunerile mele, să spunem așa, ar fi ca Prahova, spre exemplu, care este un județ poluat alături de altele, să devină un pilot și să avem stații de monitorizare nu mai în Ploiești sau la Bejoi, ci să avem stații de monitorizare în tot județul. Iar aceste stații de monitorizare să analizeze mai mult decât parametrii pe care le analizează acum, pentru că, indiferent de ceea ce spune o autoritate de mediu, că, da, sigur, legislația europeană nu prevede nu știu ce este un minim pe care de legislația europeană prevede, nu spune nicăieri că nu poți să facă mult. Corect. Și atunci, ce putem să facem noi? În principiu de asta sunt aici, să văd, sau să putem să vedem, sau să putem să lucrăm, să spunem și altul, și al nivelul nostru de cetățeni, putem să facem multe de lucruri. Sunt unii dintre noi care sunt pricepuți, poate la mediu, sau poate la legislație, sau O să încep eu și după aceea las pe Dan să răspundă concret pentru zona de Ploiești. În primul rând, cetățean fiind, există niște instrumente. Eu am preluat de un an de zile președinția Comisiei pentru Mediu a Senatului. Și Comisia pentru Mediu are și un rol, nu doar legislativ, are și un rol de control. Dar pentru a face un control trebuie să existe niște sesizări. Bine, poți să te autosesizezi. Și pe problema asta de la București am primit o grămadă de e-mail-uri. Deci pe adresa Comisiei veneau e-mail-uri. În seara asta miroase hidrogen sulfurat, faceți ceva. Lucruri care erau trimise și către autoritățile de mediu. Deci eram noi cu autoritățile de mediu în același mail. Eu având această sesizare, acum evident că e și la latitudinea Comisiei sau a președintelui Comisiei ce face cu acele sesizări. Eu le-am luat, le-am trimis la autoritatea de mediu și am început un dialog instituțional care e mult mai puternic decât relația cetățean-autoritate de mediu. Pentru că ei poate să zică, da, nu e un nebun, în fiecare zi. Dar dacă primesc 30 de mail-uri pe care le trimit mai departe și spun, eu sunt Comisia pentru Mediu, eu trebuie să te controlez pe tine, am primit lucrurile astea, trebuie să-mi dai un răspuns. Ce ai făcut cu el?
Și dacă mie nu-mi place răspunsul ăla, pot să mă duc mai departe și să continui acest pressing. Deci, rolul ăsta al cetățeanului de a sesiza și de a lua atitudine e foarte important. E cu atât mai puternic cu cât se creează o masă critică. Deci, e mai simplu să ignori o voce, e mai greu să ignori 10 și mai greu să ignori 1000. Deci asta încurajez să facem. Și să încercăm să găsim pârghile care chiar funcționează, chiar unde chiar avem interes. Unde găsim interes și răspuns din partea autorității. Bun, în caz concret. Avem 5.000 de semnături. Avem o mare problemă în proiect. Autoritatea nu recunoaște absolut nimic. Dacă e inspecție, față din Europa, fiindcă pe noi, deci e clar că aici nu se recunoaște de către autoritate. Avem 5.000 de semnături. Către dumneavoastră, la președintele Comisiei de Mediu, a fost înaintată sesizarea că în Ploiești există o mare problemă și că trebuie să faceți ceva pentru a studia problema pe care acești 5.000 de cetățeni reclamă. Ce capacitate aveți la nivel de comisie de a trimite către o autoritate care vă va răspunde că nu se întâmplă nimic în continuare? Deci, dumneavoastră, ce faceți dumneavoastră mai departe? Pentru că eu, ca cetățean, am adresat autorității de mediu, autoritatea de mediu mi-a spus ceea ce v-a spus, m-am dus către Consiliul Europei, către Comisarul de Mediu, care a venit de către un polonez, care m-a trimis la rândul lui către un consilier, care întâmplător era român. Și a zis, dar pe român e mod că... N-are sens. Da, persoană respectivă a cărui număr de bani, în continuare, și a mai vorbit să fac nimic la nivel de comisie, atâta timp când am un dosar în care să mi se spună ce ați făcut dumneavoastră la nivel local, care sunt răspunsurile autorității, pentru că noi putem declanșa în continuare prin organul pe care îl conducem și pe care îl reprezentăm o anchetă. Deci pasul care l-a zis e foarte clar. Revin, la nivel de proiecte s-au făcut pasul ăsta de a se ajunge la dumneavoastră să le 5.000 de semnături și solicitare de autoritatea noastră. Deci este și o problemă de timing și de joc politic, pentru că anumite lucruri, ai niște cărți care nu sunt mâna cea mai favorabilă în cazul ăsta și am zis de ce cetățeanul nu are mâna cea mai favorabilă. Trebuie să vedem în ce ordine le jucăm și eu cred că la Ploiești s-a început foarte bine din zona asta publică și semi-politizată. Faptul că există semnăturile astea, cu atât mai mult cu ministrul mediului vine din Ploiești. Eu vedeam tocmai că cu o responsabilitate suplimentară. Deci, culoarea în Ploiești nu este atât de gravă. Nu este atât de gravă pentru că... Aici a fost o discuție referitoare la ce ați menționat cu punctele în care se măsoară și cum se măsoară. Și astea au venit tot de la Uniunea Europeană. Nu ne-am gândit noi că vrem o calitate a aerului și că ne apucăm noi să o măsurăm. A fost un sistem impus cu acea rețea națională care am aflat tot de la minister oficial că nu merge și că au existat tot felul de probleme cu... N-am acum datele, dar erau din suta de stații, nu știu câte erau... oprite și nu funcționau și am primit promisiuni că vor fi repuse în funcțiune. Dar extinderea este, nefiind obligatorie din perspectiva asta pe linie europeană, e o decizie a executivului. Putem să o cerem. Ar trebui făcut acest dosar, pentru că prima dată când s-a înființat acest grup Stop Poluarea Orașului Ploiești, a fost o ședință poluatorie, a fost făcută repede, privăre, către primar. S-a speriat și noi am făcut o funcție de comisie, ca să zic așa, câțiva membrii care erau în grupul ăsta. Era un jurist, era un jurnalist, era o chimistă, un medic și un inginer de mediu. Toate aceste persoane au făcut cerere la primărie ca să intrăm în această ședință. Unde, bineînțeles, că a fost înregistrată Cristiană și deci oamenii s-au spus că nu suntem primiți. Deci nu am fost primiți. Un refuz, chiar de la primar, există. Asta când se întâmplă? Da. Asta s-a întâmplat în 2016. Da. Toamna, în octombrie, când s-a făcut și acel mic
a fost un fel de mic protest, așa, în fața primăriei, ad hoc, iar sunt și fotografii. Presa a relatat acest lucru. Deci avem acest refuz. Iarăși au fost niște emisiuni în care acești poluatori au spus că nu ei au fost cei care nu au vrut să venim la ședință, pentru că le-a fost frică. Deci răspuns, nu a fost frică de cetățeni. Ar trebui discutate dintr-o perspectivă juridică și văzut deci, în ce măsură pot fi acționate în instanță. Dar acest dosar, dacă este să fie făcut cu toate articolele juridice despre toate aceste evenimente, cu acest refuz al primarului, cu refuzurile toate care sunt de la garda de mediu, care tot timpul ne răspunde la CSZ și ne trimite scris că nu există poluare, că nu avem ce să facem, că nu e aparatură și așa mai departe. Deci există niște instituții ale statului care deja au refuzat colaborare. Mie ceea ce îmi pare rău este că nu putem să găsim câteva persoane care se pricep mai bine și să putem și noi încălești să, adică această atitudine civică trebuie cultivată, trebuie cumva, oare să o învețe, nu vine de la sine. Deci, partea bună e că, uitați, suntem într-o sâmbătă la prânz, da, în care avem o sală plină de oameni interesați de subiectul ăsta. Adică, și ăsta e un lucru irreversibil, adică nu văd cum oamenii încep să se trezească și să aibă acțiune. Vă spun eu mai departe cum se merge, vă explic. Problema este că trebuie să transformăm tot dosarul dumneavoastră într-o inițiativă cetățenească. Demersul în sine nu este reglementat legal. Trebuie să mergem la legea administrației publice locale, care stipulează în articolul 109 că avem nevoie de 5% din numărul total al locuitorilor. Da, cu drept de vot, avem nevoie de semnăturile la 5% din numărul total. Strângem semnăturile, tot ce aveți dumneavoastră o să se transforme într-o expunere de motive și venim cu un proiect de hotărâre. Problema e următoarea. Dacă propunem orice am auzit pe aici, program pilot, stații de monitorizare, trebuie să specificăm sursa de venit. Și o să ni se răspundă că sursa de finanțare, sigur, o să ni se răspundă că nu există bani. Semnăturile nu pot ajunge pe masa comisiei, din nou, pentru că pentru o inițiativă cetățenească la nivel național, condițiile sunt cu totul și cu totul altele, adică 1/4 din numărul județelor și un anumit număr de semnături, cu mult mai mare, de 200.000 de semnături. Da, aici avem deja niște instrumente politice, adică la nivel național avem parlamentari, la nivel local, într-adevăr, nu avem consilieri decât la București, însă e o problemă pe care ne-am pus-o și la Brașov. Începem cu strângerea asta de semnături, să atingem sau măcar să ne apropiem de zona aceea, după care începe un întreg joc politic, pentru că în momentul în care ai niște mii de semnături, e greu de ignorat. Un lucru pe care noi l-am cerut la Brașov și încurajăm pe toată lumea, dacă am cere bugetarea participativă și o parte din bugetul ăsta local ar fi disponibil societății, comunității, să decide ce să fac cu el, ai putea să găsești și o sursă de finanțare. Iar, nu știu, există și din zona ONG sau există variantele acelea cu fonduri norvegiene, cu surse de finanțare se pot încerca, dar mie mi se pare halucinant să ai răspunsul de la autoritate, n-avem bani pentru asta. Păi hai să vedem care e bugetul orașului, cât ar fi din bugetul ăsta? Cât din buget e alocat pe mediu și pe ce? E ceva mai important decât treaba asta în zona de mediu sau canalizare? Este, vă spun, deci sunt 30,5 milioane de lei alocați pentru mediu. Aici o să las pe Dan să... În orașul Ploiești, care are în jur de 900 de străzi, există încă 147 de străzi care nu au acces la un sistem de canalizare. Anul trecut a fost cheltuit o bugetul. Că foarte multe în situații găsești excedent bugetar de... Anul trecut s-au pierdut bani pe celebrul, cum să spun, fond național de investiții. S-au pierdut banii de, care trebuiau în principal pentru canalizare. S-au pierdut pentru că un funcționar din primărie nu a trimis prin fax la timp Ministerului documentația necesară. Ceea ce este o minciună crasă, am vorbit cu oameni din alte primării care au aplicat pentru acești bani și au luat, documentația se trimite prin poștă sau prin e-mail.
În niciun caz prin fax. Bine, funcționarul să este, este pe actarul comun. Referitor la întrebarea doamnei despre Ploiești oraș pilot. Am fost în discuții cu un concern internațional care monitorizează calitatea aerului în San Francisco, în Londra sau în Barcelona. Din păcate, ei au deja un proiect cu un oraș pilot din România. Deschiderea lor a fost totală pentru a colabora cu Ploieștiul. A existat o conferință pe care au organizat-o ei acum în ianuarie, unde au fost invitați inclusiv reprezentanți din primăria din Ploiești și chiar m-au rugat să-i transmit primarului să vină cu specialiști în domeniu pentru a implementa măsurile pe care ei le propun. Am făcut o audiență către primărie pe 20, în decembrie 2017. Nici până astăzi n-am fost anunțat dacă sunt primit în audiență, când, cum, dacă se poate, nu se poate. Cam asta este stat. Eu să vă povestesc și eu puțin spre țara noastră. Răzvan, să mă numesc, sunt Băcean, împreună cu alții trei prieteni, ne-am mutat în Băcoi, în Țintea, din cauza culorii, da? După ce am crescut aici. Și acolo am dat, mă rog, nu de ce? Tata lui Drac, am dat în fisul. Așa. Și de groapa de gunoi și de compania Prima Italia, care duc acolo deșeuri nepericuloase. Ne-am enervat puțin, pentru că într-o vară, mă rog, trei ani jumate, nu s-a mai spus ca afară, în toată zona Băicoi, Copeni, dar au ajuns oameni la spital. E o mare, cu palma, de la grosurile de ce aveți pe care. Ne-am dus peste ei, am făcut puțin scandal așa ca tot omul hotărât și cineva mi-a spus să nu iau faceți voi scandal așa, că nu sunt o mare lucru. De ce nu faceți un ONG? Și atunci, noi toți fac, ne-a făcut un ONG imediat în cât a durat, o lună, două luni de zile a făcut un ONG. Norocul nostru că unul dintre membrii fondatorii este și avocat, jurist, și am făcut ONG-ul și în momentul acela altă a făcut discuție. Pe care, după aceea, ar trebui să facă cineva un ONG. Da? Deci ar trebui nu unul, două, trei, dacă noi în Băicoi, trei pături, prea mele, am reușit să îi aducem la masă pe Italia. Să nu credeți că au fost prea prieteni noștri moare. Nu, au fost foarte arugați și tupeu. După care au observat că nu suntem niște noi ca nimeni cu care mătură pe jos. După vreo două ședințe am măturat noi cu ei pe jos. Și nu măturile ședințe, tot când noi am măturat cu ei pe jos. Și au luat amenzi din cauza noastră de noi stream să închide la un moment dat. Și noi le dăm amenzi, deci, să întâmplă că și eu și Ciprian și ceilalți. Am venit din mediul corporatist. Puțin trist, că nu suntem toți vesel, așa. În schimb, mediul ăsta corporatist, câteva lucruri. Cum să te duci cu politica, cu banii, cu economia, cu cine unde și să citești puțin oameni. Și pe povestea asta, i-am adus pe domnii de la Vitalia, inclusiv pe patronul Vitalia, cum ziceam noi. Nu, ăsta e administrat. Nu, este patronul Italia, este șeful Comitetului Olimpic pentru România. Moradiu. Și inclusiv Jesus s-a alarmat, domne, așa. Și spune, nu ne interesează cine sunteți, cum sunteți. Uite, noi suntem băștia, nu ne atingeți cu nimic, nu aveți cum. Eu nici măcar n-am clienți în România prea mulți. Așa. Sincer, nu mă interesează. Ori jucăm în gherilă, ori devenim ușor prieteni. Din momentul ăla au început să fie mult mai atenți cu ce aduc. Erau trei companii acolo subcontractoare care aduceau deșeuri periculoase și încercau să le trateze. Una am închis-o de două, de familie și am început activitatea. Una dintre poveștile cu dezbaterea publică. Cea mai
tare chestie pe care o fac-o, până la 9 dimineața în joia. E, cine se duce nouă la orice om normal dintre noi, care are muncă, servici, copii, așa mai departe, cine se duce la 9 jumate dimineața la o astfel de dezbatere? Îți spun eu, bine. Și să duc, vin să fac cu oamenii și stau, e ok, de ce bine? Cine? E, până când i-am prins cu chestia asta, și am prea rău, de-a fost că am mulțumat, știți, mai citiți noi un almanac, un vorba unui clasic în viață și zic, n-am vrut să-l anunțul. A, păi ce-a fost la primărie, pe ușă? E, nu, mă, pe ușă. Știți că mai o lege care spune că Facebook și mediul online este mediul public. Și trebuie să faceți public. Și am obligat să le facă publice corect. Ei, și în momentul ăla, la următoarea dezbatere, îți credeți că au venit la primărie, fete, n-au mai avut loc în sală. O sală mai mare ca asta a fost plină. Da? S-au speriat puțin. Așa e treaba, că dacă deci la o zi dimineață și nu duce copilul la grădiniță sau la școală, se vede că nu o să vină. Și știu asta. Și din asta trebuie. Nu sunt treaba lor. Da? Și un ranger, cei care vor să facă. Are o altă putere. Practic, este o instituție, este un organism. Nu mai poate fi ignorat. La o lună, după aceea, ne-am adus aici la primărie pe toți. În Italia, DSG, ADM, primarul din Băicoi, prefectul, toți. Da? Și spre surprinderea mea, DSG-ul au avut niște informații foarte interesante. Eu nu i-aș și ignorat. Ei au informații și le știu. Am găsit acolo un doctor extrem de capabil. Și avea niște informații foarte interesante despre locația noastră, pe care a spus, da, compania Vitalia a ales, a fost alegerea celui să ignore raportul nostru. Ce credeți? Legislația nu a ce să ia, există, DSG-ul a spus, nu e bine ce face. Așa, pentru că ți-a venit în România. Și avea mai bun. La Ploiești, este DSP-ul prin Grotan, primăvară, vară, prin decălcură, mori. Mai este o problemă în stația de, am văzut o emisiune la televizor, cu stația de curare. Ce proiect a fost, dacă s-au respectat termenele și s-a făcut conform planului. Cu stația de curare vă dă câteva răspunsuri. Deci firma respectivă nu și-a respectat, primăria a reziliat contractul cu ea, firma a dat în judecată primăria. Sunt în plin proces. Nu se poate licita cu altă firmă până când nu se... până când nu se dă o hotărâre în proces. Asta e simplu. La soară pentru toată lumea. Cine a contractat și a subcontractat? Este tot în aceeași funcție, este tot în aceeași chestie. Funcționarii nu răspund, nu au nicio chestie. Procurorul nu răspunde, nu răspunde. Eu cele mai sumbre exemple astea cu Vâlcea și cu București, dar într-adevăr activitatea asta din zona ONG-urilor e foarte importantă, tot ca formă de presiune și de a măsura. Una e când discuți de la cetățean la instituție și alta e când discuți de la ONG, care e tot o instituție de fapt. Nu, dar ne interesează. Ce anume? Cu niște deșeuri periculoase, îngropate, niște munți pe acolo. Asta cu deșeurile... Asta cu deșeurile este tema ce ne ocupa cel mai mult timp. Chiar am pornit o anchetă. Ancheta parlamentară e unul dintre instrumentele legale pe care le avem la dispoziție de a aduna și de a face un raport, de a analiza o situație. Și am pornit o anchetă prin Comisia pentru Mediu. Am mers deja în vreo 10 locuri din țară. Deci am mers Cluj, am mers Bistrița, am mers Mestecănii și am mers fiecare fiind
diferit și ca speță și ca situație și ca... Încercând tocmai să înțelegem ce se întâmplă în sistemul ăsta. E foarte greu să ajungem chiar în toată țara. Deci am mers unde iau foc constant grob de gunoi. Am mers unde, la Cluj, unde e o comunitate întreagă lângă groapa de gunoi. Am mers la Viridex, am mers la Patan. Am mers la Mestecăniști să vedem, de fapt, o groapă ce e aproape finalizată, urmează a fi dată în folosință, e ecologică și e în vârful muntelui. Și toată scurgerea de levigat, mă rog, tratat, nu o să mai fie levigat, zic ei, se face direct în Putnișoara. Acolo, dacă ai la un moment dat o problemă, un dezastru, clar, toată valea va fi afectată. Care era ideea să fie atelierat acelei grâfi? A vrut domnul Flutur. Ideea era așa, județul trebuia să aibă două grupuri. Încerc să îmi imaginez și eu argumentele logice din spatele unei astfel de decizii. Una era clar, de Spapune, și mai trebuia una să deservească zona Suceava, Câmpul Lung. S-a uitat pe hartă, unde e jumătate de distanță? Acolo. Probabil că era o hartă fără prea multe curbe de nivel. Dar așa a fost amplasată. Și acum, argumentele privind riscul pe mediu, care sunt reale, mi se răspunde, domnule, s-a investit deja 7 milioane de euro. Ce o să face? Pierdem finanțarea? Asta un răspuns. Al doilea răspuns, pe care, de fapt, îl are și Comisia. Da. Și simplu. Pentru că Uniunea Europeană nu vine să zică ție că ești prost. Uniunea Europeană vine să zică, bun, tu ești de acord cu chestia asta, da, domnule, cine ești tu care ești de acord? Păi toți. De la factorul de decizie până la autoritate de mediu. Deci dacă tu ai autorizație integrată de mediu. La mediu, ai ghena, nu ai jos. Da. Nu ai în vârful plumb. Să arunci... De acord. Curge cu noi în jos. Câtă vreme autoritatea de mediu a avizat treaba aia, cine vine în control, și au fost 3 controle dinspre Europa. Exact asta au verificat. Nu sunt toate actele conform proceselor proprii, legislație națională? Și adică, nu s-a plâns nimeni. Ba, s-au plâns. Comunitatea de acolo și... Apropo, de ce poate să facă cetățeanul? Comunitatea s-a dus împotriva autorității locale și a zis, băi, voi ați alocat terenul ăsta pentru o groapă, pe noi nu ne-ați consultat. Și au câștigat până la urmă la apel la Cluj, că pierduseră vă două procese la Suceava. La apel la Cluj au câștigat anularea actului respectiv. Dar și acolo e o problemă procedurală, că ei trebuiau, de fapt, să atace acordul de mediu, nu problema de proprietatea terenului, care a fost, de fapt, refăcută de aia și rezolvată printr-un alt act. Adică primarii zice, n-am făcut consultarea, îmi cerem scuze. Facem consultarea acum. Au venit toți, nu vrem. Bun, am semnat procesul verbal, am făcut consultarea. Și asta a fost. Deci... Eu cred că și acolo era aceeași problemă ca și aici. Oamenii nu omul de rând. Pentru că dacă omul de rând ar fi mai înțepat și și-ar cere drepturile, altfel ar sta. Vreau să spuneți mulțumit că azi v-au dezbatere cu tine. În Ploiești, în Ordea și mega, mega acolo. Sunteți mulțumit de lumea care a venit aici? Fiecare dintre voi vă duce un mesaj mai departe. E un început. E mulțumit. Și acum v-am căutat în puțin. Mă bucur că am venit aici, că am făcut și întâi dumneavoastră. V-am auzit cum vorbiți. Cu domnul profesor. Și v-am căutat pe internet. Și nu există așa. Eu am internetul din statul paralel. V-am căutat numele și Antena 3. Nu există niciun articol de discriminare. Și asta mă bucură. V-am căutat numele și Realitatea TV are și niciun articol. V-am căutat numele și Digi. Sunt două articole. Unul legea... Legea Mirosului și altul, cred că, când a fost ales în funcția. Nu vreau să intrăm în discuția cu presa și felul în care se preiau niște lucruri. E groază. De exemplu, dumneavoastră ar trebui să fiți un erou aici. Dumneavoastră ar trebui să fiți... Nu, ar trebui lumea să vă cunoască. Eu vreau să fiu un primul de voce. Erou trebuie să ai niște rezultate. Și, din păcate, rezultatele astea perspectivă sunt sumbre. Dar am lansat, împreună cu Cornel, o pagină, USR pentru Mediu, în care expunem toată activitatea noastră. Și asta o să crească. De-aia am lansat-o în noiembrie, decembrie.
Încerc să cresc profilul individual pe Facebook. Am undeva la 1900 de like-uri oameni care sunt preocupați de probleme de genul ăsta. Dar dacă ne uităm, problema mediului, și cam toată lumea aici, am vorbit la un moment dat, am sunat la televiziune, doamne, am fost în țară, uite ce se întâmplă. A, nu ne interesează. Acum ne interesează urșii, că asta se cere. Și cam asta e reacția presei. Și chiar mi-au zis. Ține ceva de urși. Urșii să faci una legătură între aerul ăsta și un caz de cancer. E cineva de aici bolnav? Nu, dar avem lucruri să nu mai ai conseferit. Păi dar nu știu, e groaznic, dar omul de rând nu vede chestia asta. Vreau să intervin, dacă vă intervin. Un minut pe marginea întrebării foarte pertinente puse din spate de asemenea. Întrebarea a fost așa, ce facem noi, nu? Ca oameni de rând. Da. Ca și dumneavoastră și eu sunt sătut de birocrație, să știți că putem face și să rămână birocrația în stânga, noi rămânem în dreapta. Sau nu știu dacă contează sensul. Uitați ce ați putea face dumneavoastră. Sunt convins că aveți între dumneavoastră specialiști, IT-ști. 1, 2, 3. Puteți și vă pot coordona și vă pot ajuta sau să vă dau orice sprijin. Faceți o hartă frumos și eu aș numi o harta strigătelor sau cuvântul dumneavoastră și fiecare are un mobil și semnalează, sunt aici, e problema asta. Dumneavoastră o faceți deja prin formuri. Haideți să fie o hartă. Și măcar prin vocea fiecăruia îmi faceți cunoscute, măcar mirosul și ponderea. Nu să posteze pe Facebook, pur și simplu, ești într-un anumit loc. Și noi harta, n-am nici importanță cu ei. Și pui... Este public, la dumneavoastră. Da. Pe baza acestor relatări să se facă în... Asta este una. Ulterior. Vor fi puse... Să vor putea... Eu pot ajuta... Măcar o idee, v-ați? Propriile măsurători, că se poate face acest lucru, mobile sau fixe, și punctat acolo și se mai poate încă avansa. Și ce soluții sau ce trebuie să sunt așa numite avertizări. Cum le-am făcut eu? Nu sunt chestiuni atât de dificile în care oamenii să știe. S-ar putea să vină un episod. Deci, să știm ce avem de făcut. Ce facem? O secundă. Ce facem? Păi recomandarea mea este să... Pentru că poluarea cea mai mare este pe lângă ziduri, în zonele slab ventilate. Nu stați acolo. Mergeți în zonele mai ventilate, unde bate vântul, unde sunt curenți de aer. Acolo avem șansă mai redusă să aveți poluare. Asta este de făcut. Vă rog. În legătură cu lucrurile pe care le putem face cu toții pentru a avea o viață mai bună, este foarte important să urmărim ce fac autoritățile să participăm la dezbaterile Consiliilor Județene și Consiliilor Locale, dacă nu putem participa fizic, să le urmărim pe internet, să vedem procesul lor. Deoarece avem foarte multe lucruri interesante acolo. Eu am fost împreună cu niște colegi la dezbaterea de la Consiliul Județean, ca doar 2 ore, și am aflat un lucru care mi se pare foarte grav. Ați vorbit de cancer, afecțiuni oncologice. Ei bine, în județul Brașov, care este al doilea cel mai mare județ din România, nu există niciun aparat de radioterapie. Deci, toți oamenii care suferă de cancer în Ploiești sau în orice altă localitate în județul Brașov, este după ori la București, ori la Brașov. Mie totul ăsta mi se pare foarte grav și cred că ar trebui să punem presiune pe autorități ca să facă niște investiții în această zonă. La Brașov? La Brașov s-a închis spitalul de oncologie. Nu zic că există o investiție privată. E proiectul 2019. Da. O investiție de 3 milioane de lei împreună cu Consiliul Județean și Consiliul Local, ca într-o achiziție unui aparat de radioterapie de la Ploiești. La Schuller. Schuller, nu Schuller, spitalul municipal numărul 1. Mai e un lucru, pentru că mi-l aveam notat și nu am apucat să spun, legat de soluții și de ce se întâmplă din perspectiva poluatorilor. Există BAT-uri, există Best Available Technologies și ești cam obligat să le aplice. Deci treaba asta cu nu avem soluții tehnice, nu ține. În cele mai multe situații există soluții tehnice, există filtre, există sisteme de curățare și recirculare, mă rog. Problema cu aceste sisteme este că ele costă. Deci, la Timișoara, de pildă, când discutam de legea mirosurilor, în cazul era fabrica de la Continental. Continental avea filtrele astea. Și în multe zile nu mirosea. Dar erau zile în care mirosea. Și atunci, ce se întâmplă? Suntem
în România și găsim tot felul de soluții să optimizăm în detrimentul sănătății și a mediului în cazul ăsta. Filtrele ori nu se schimbă la termen, ori dacă prima suspiciune asupra iridexului era că ei pur și simplu nu mai circulă hidrogen sulfurat, nu-l mai ard, că își lasă. Pentru a arde, dacă nu e o anumită concentrație, trebuie făcut în amestec cu un gaz. Și evident cu niște costuri. Și atunci, bun, nu se uită nimeni, hai că-i dăm drumul în atmosferă. Astea erau niște suspiciuni ale societății civile. Și atunci, dacă mergem să înțelegem procesele astea și să ne asigurăm că tehnologiile sunt respectate și autoritatea de mediu o obligăm să controleze frecvent aceste tehnologii, filtre, înlocuirea filtrelor, s-ar putea să reușim să corejăm o parte din problemă. Dar sunteți sigur că autoritatea de mediu are oameni competenți care să facă treaba aceasta? Nu, dar ar trebui să ia. Și aici avem o veste bună legată de ce a vorbit colegul meu, Alan. Eram la un dat în Parlament, discutam cu Dan, ne arăta graficele lui și așa, dintr-o simplă discuție, împreună cu Claudiu Năsui, ne-a venit ideea, hai să facem o lege, o inițiativă legislativă, prin care să dăm deduceri fiscale firmelor care investesc în tehnologii BAT. Deci, care investesc bani în a folosi cele mai bune tehnologii disponibile la ora actuală. Dar o să treacă această inițiativă, cred că ar fi un semnal foarte bun. Dar nu puteți să-i obligați. Nu. Dar cred că asta potenția la lege. Deci trebuie să existe ceva care să cuantifice efectele astea. Adevărul de ceva la chestie cu un pas și vreau să întreb dacă există experiențe pozitive, dacă aveți o cunoștință în Europa, în lume, despre legi implementate bine, despre studii care sunt acceptate de genul consultărilor făcute de care a menționat domnul lui și aparatelor omologate, metrologate, ca să facă cu valori cuantificate. Și atunci să-i obligi pe formatori să folosească aceste tehnologii. Și încă o întrebare am de curiozitatea mea, dacă aveți cunoștință cam care e ponderea traficului în poluare. Dacă știți că este 10%, 50%. Să știm și la ce E o întrebare foarte bună, a doua, pentru că avem trei orașe în situația asta de infringement, București, Iași și Brașov. Și sunt surprinzătoare, cel puțin pentru brașoveni, e mai degrabă negi rezultatul decât să-l accepti. Toată lumea zice, aerul curat, dar de munte, cum naiba Brașov, orașul foarte poluat. Și chiar sunt comice, discutam și cu domnul Gurnui, sunt comice reacțiile autorităților. Adică la Brașov a ieșit primarul public într-o dezbatere și a zis, a, domnule, asta noi, de fapt, noi nu avem nicio problemă. Au instalat ăștia una dintre stații lângă un grătar de mici. Serios vor. Deci vorbea foarte serios domnul Scripcaru la al patrulea mandat. Nu, acum e independent. Dar ea și la fel. Căutați pe net și vă înțelegeți. La fel, aceeași întrebare, același răspuns, tot independent a devenit. Da, deci e o problemă culturală cu micii și de asta noi suntem mai poluați decât Europa, că mâncăm prea mulți mici. Asta e un răspuns semi-oficial. Problema cu stația de curare este chestia cu țânțari. Vine vana, vine numai. Cred. Deci nu... Pe asta cu particulele, eu n-am văzut niciun studiu care să analizeze de la oraș la oraș, să analizeze de fapt repartiția cauzelor. Adică exact cât e vorba de trafic, cât e vorba de construcții, că și acolo se produce foarte mult praf, așa? Cât e vorba de termocentrale care au funcționat sau au funcționat. La Brașov, de pildă, una dintre măsuri a fost, una dintre măsurile luate de primărie a fost să elaboreze un regulament al construcțiilor. Să trebuiască să ai acea plasă, să trebuiască să ai un bazin prin care să treacă, da, toate lucrurile astea. Acum, nu-mi dau seama cât are impact o astfel de măsură în rezultatul final. Și chiar mă interesează și pe mine, nu știu la ora actuală de unde se obține aceste date, dar întrebarea e foarte bună, bine pusă. Prima întrebare a fost legată de... Experiențele de legislație, de aparate de măsură, de componentele care pot pune în pericol sănătatea, de factorii care pot pune de pondere, pentru că a spus domnul Gurlui că PM2,5 sunt de 10 ori mai periculoase decât PM10. Deci,
sunt lucruri care nu sunt la bunul simț al înțelegerii și mai așa și așa, deci componente de fapt. Deci trebuie să, deci trebuie să existe o, o implicare a zonei universitare care să vină cu măsuri cuantificabile. Nu venit aici să mai rețin câte două minute despre efectul radiațiilor de acum 100 de ani, s-a spus, 150 de ani, s-a spus, doamne, am descoperit radiațiile și în câțiva ani au văzut că sunt periculoase pentru sănătatea umană. Într-un număr de ani s-a implementat să se aducă la numere și să știe că o particulă alfa afectează de 10 ori mai mult decât o particulă gamma și când sunt efectele umane s-a dat un număr, se spune sievert, în microsievert, măsurăm și știm și sper că CNK nu ține sub control poluarea cu radiația României. Totul e măsurat și dacă se întâmplă acum să am o sursă la mine, vine CNK nu și spune, uite, ai poluat cu atât, ai făcut atât rău și nu știu ce. Sper ca undeva în 50 de ani, 20 de ani, 50 de ani, să ajungem așa să spunem și despre asta. Benzenul are iar la concentrație, nu e prea de zi, 20 de ani, nu fi bine dacă ar fi. Are atâta concentrație, cu atâta factor, cu atâta fondere, avem acolo atâta măsură și ajungem la despre asta. Dacă există experiențe pozitive în lume. Cred că domnul Gurlic poate să vă dea mai multe date, vreau numai puntual să zic despre mirosuri, pentru că e important cumva noi deschidem un pionierat. La nivel de Uniunea Europeană, că am făcut și studiul ăsta legislativ, la nivel de Uniunea Europeană au fost foarte puține lucruri la care să ne raportăm. Deci nu există o legislație europeană, există niște inițiative naționale în diverse grade de a acoperi problema. În Germania, de pildă, există o legislație pe zona asta. Mai găsim în Statele Unite, dar diferă foarte mult și metodele de măsurare. Pentru că în anumite, de pildă în Statele Unite, există analizor automat, există un fel de nas electronic, doar că și acestea au niște limitări, sunt pe anumite tipuri de substanțe. Adică, pentru a avea un spectru al complet, ar trebui să folosești mai multe aparate. Standardul de care spuneam, care era un standard european transpus și în legislație națională, merge pe o metodă de olfactometrie dinamică în care folosești analizori umani certificați și iei mostre de aer, le tot diluezi până și în felul ăsta clasezi pe o scară unde se situează. Și pe noi ne interesează să dezvoltăm astfel încât să ajungem la niște analizori automați pe care putem să-i cumpărăm oricare dintre noi. Și se pune o problemă de etalonare, se pun discuțiile de mai devreme, măsori, dar cine recunoaște măsurătorile respective. Dar totuși, cred că eu în început și cred că inclusiv tehnologic vor evolua lucrurile în partea următoare. Că am căutat și pe internet de unde cumpăr un nas electronic. Da, de exemplu, un industrial a intrat într-un spațiu închis, este o cerință legală să se măsoară cel puțin 4 componente, și anume concentrația de oxigen, concentrația de gaze de oxigen, concentrația de gaze combustibile. Am zis 4, dar am zis doar 3, nu știu, poate monoxid de carbon, am zis. Și sunt aparate care merg la lumea servici, prologate și spune, da, asta până la dat pachet, o să-l folosești. E oficial. Deci e un aparat care... Da, dar astea merg pe compoziția chimică unde lucrurile sunt simple. Că îți faci un analizor, un senzor care pe o anumită substanță. Și aparatele astea au un cumul de senzori. Există, au început să apară și pe internet pentru utilizatori casnic. Să-ți măsori tu tot și particule. Cred că acolo pare că trebuie să... Dar mirosul e foarte... Tu mirosul privești prin perspectiva efectului, nu a cauzei. Și atunci și în felul în care îl percepem noi, unul și altul e diferit. Adică e o acuitate care poate fi... Poți să ajungi la desensibilizare, poți să... Inclusiv la parfumuri. Există unii care percep mai puternic, mai pregnant, alții mai puțin. Dar de asta e nevoie de acel standard și de metodologie care să dea o dimensiune acceptabilă pentru toată lumea. Nasul acesta electronic măsoară și incompetența autorităților de mediu și corupția. Poate să dea o dimensiune, dacă din interpretarea datelor. Da, să completez eu foarte puțin, că nu vreau să trec adică chiar întrebările dumneavoastră sunt chiar cel mai utile. Și răspunsul dumneavoastră să fie cât mai simplu. Da, partea asta cu mirosul este extrem de delicată. Pentru că sunt foarte mulți compuși chimici care nici măcar noi nu-i simțim, dar există. Parte dintre noi au abilități, un simț mai ascuțit și le simt, se știe lucrul ăsta. Deci noi trebuie să traducem prezența compușilor chimici în atmosferă, care nu-i vedem în niciun caz, printr-un semnal, prin ceva, care să fie măsurabil.
Ei, pentru a face lucrul ăsta se apelează la tehnologii, spectrometrie de masă și lucrurile sunt foarte complicate, exact cum a spus. Și până, și da, nu vor fi atât de departe în momentul când vom fi, să zicem, capabili să spunem cu mare precizie diferitele sortimente de mirosuri, pentru că aici este cutia Pandorei. Și mă limitez la acesta despre mirosuri, legat de cât de mult este prezența unui compus din trafic, din industrie sau în altă parte. Bineînțeles că nu s-au făcut studii și nu sunt ele, n-are cum să fie păscute, pentru că dumneavoastră știți cât este aici. Mă duceți pe orice site în România, știți cât este aici în punctul ăsta? Nu o să știți. Păi, normal. De unde să mai se cunoască și alte valori să fie cunoscute? Lucrurile sunt simple, se pot rezolva și vor fi rezolvate. Asta este promisiunea care o fac și eu aici. Sperăm să ne întâlnim peste perioada de timp și să mă luați de urechi dacă nu stau lucrurile așa. Deci, eram curios dacă e de ordinul a 10%, de ordinul a 80%, pentru că se pune mare accent pe trafic și de vor să pună taxe, de poluare și așa. Da. La Iași se pune accent pe facem o paranteză, pentru că așa stau lucrurile. Se pune accent pe prezența maidanezilor în preajma stației de monitorizare, se scarpe o frecvență foarte mare și de aici este un pic foarte mare, sunt vorbele instituțiilor din Iași, și de asemenea poluarea din Iași, care este extrem de mare, nu este recunoscută, ați evidențiat-o, este cauzată și de praful din Ucraina, pe cea mare parte. Apropo de cum spuneți dumneavoastră, cât la sută este din... Nu, se poate face, trebuie cunoscut ce vine în zona aceasta, în atmosferă, se pot face măsurători, se cunosc tehnicile, se știu sursele de poluare industriale, de asemenea, se știe numărul acesta de mașini în medie, la nivel local, se poate estima cât este pe ore sau pe diverse intervale de timp pe o stradă sau alta, lucrurile sunt relativ simple și se poate, măcar în procente, se va face lucrul ăsta. Da. Aș vrea să vă dau un sfat dacă se poate. În momentul când veți veni să faceți măsurătorile, vă rog frumos să nu anunțați. Veniți informați așa. Dacă anunțați, eu o să închidă robinetul. O să fie bine dumneavoastră, că o să fie poluarea mai mică. Atunci vă puteți. Și pentru că tot am vorbit despre grup de gunoi, Cornel Zaina are ceva foarte interesant de povestit, o luptă dusă în termenii cei mai duri cu urapa de gunoi de la Rudeni și celebrul Iridex. Da, în primul rând îmi mulțumesc și pentru invitație. Mă bucur că pot să fiu aici să vă povestesc despre experiența mea și să-i susțin pe cei doi parlamentari de Prahova. Am admirat foarte mult demersul vostru și faptul că ați reușit să strângeți atât de multe semnături. Mi se pare un semnal foarte bun pentru societate. Eu pregătisem inițial o prezentare mai largă despre situația deșeurilor din România, dar am gândit că ar fi prea tehnică și poate plictisitoare. Așa pot să vă zic câteva lucruri generale, că avem multe proceduri de infringement generate de aceste probleme, care vor duce la amenzi de 200.000 de euro pe zi, dacă se vor întâmpla. Și asta pentru că avem multe grupuri neconforme, erau anul trecut în jur de 70, pentru că nu colectăm selectiv, deci în 2020 avem o țintă de 50% și în momentul acesta real suntem undeva la 5-13%, și pentru că am întârziat foarte mult aprobarea Planului Național de Gestiune a Deșeurilor. Acesta trebuia să fie gata din 2013 și abia la sfârșitul anului trecut. Foarte multă întârziere a fost aprobată. Dar am zis că nu o să vă plictisesc astfel de povești, o să intru în ceva mult mai concret. Sper să fie și un pic inspirațional și să povestesc despre lupta pe care am dus-o, hai să zic, comunitatea locală de acolo din Chiajna pentru a opri această poluare. Depozitul din Chiajna a fost înființat în 1999, deci vorbim deja de 17 ani. Eu m-am mutat în zonă prin 2009 și încă de pe atunci se simțea uneori seara un iz deranjant, care nimeni nu știa ce e și de unde provine. De fapt, nici eu nu știam în acel moment care e situația. Prin 2015
lucrurile au început să se agraveze mult mai tare. Adică aveam momente de timp de genul ore în care mirosea foarte puternic. Era un miros foarte deranjant, iritant, un gaz care nimeni nu știa ce este și de unde vine. Evident că oamenii au început să facă sesizări și aici vreau să subliniez și eu cât de important este să faci sesizări către organele statului, pentru că altfel, dacă este o problemă, dar nu este raportată, ei vor spune că tot e în regulă, că nu e nicio problemă. Și în urma sesizărilor, cam în 2016 au început să se miște primele lucruri. Au început să se facă controle de către Garda de Mediu și s-a descoperit că depozitul acesta foarte mare, aici merge cam 30% din deșeurile din București, sunt depozitate aici. Grava are o capacitate de 4 milioane de tone. În acest moment mai sunt în exploatare doar două celule din 5 și în 2016, când s-a făcut acel control, majoritatea depozitului era descoperit, deci nici măcar nu era acoperit cu stratul inert care e prevăzut în autorizația integrată de mediu. Deci, practic, cumva, presiunea oamenilor a dus la niște rezultate concrete. S-au dat și amenzi foarte mari, pe care evident că firma le-a contestat în instanță. Aici vorbim de un operator care, gândiți-vă, care are o putere financiară foarte mare. Ei operează foarte multe stații de depozitare din toată țara. În acest moment este afectată cam toată zona de nord-vest a Bucureștiului și a Ilfovului. Deci cam 40% din populația Bucureștiului. Acest gaz, hidrogenul sulfurat, este un gaz foarte toxic. Deci în urma măsurătorilor s-a descoperit că unul din mirosurile acelea foarte puternice este generat de... este gazul acesta, hidrogen sulfurat, un gaz de depozit, care se formează în urma fermentării gunoiului. Deci o groapă ecologică, practic, trebuie să fie foarte bine permeabilizată, astfel încât să nu se verse nimic în pânza freatică sau în sol. Și toate gazele acestea care rezultă în urma descompunerii ar trebui captate și arse. Din motive care nu sunt foarte clare, o cantitate foarte mare de hidrogen sulfurat ajunge în atmosferă. Și spunea așa mai devreme, la un dat exasperat de faptul că autoritățile practic nu fac măsurători, mi-am cumpărat un aparat destul de performant care măsoară hidrogenul sulfurat și cam într-un interval de 2 luni în care îl țineam în fiecare noapte pe balcon am găsit cam 60 de valori de 100 de ori mai mari decât limita maximă legală admisibilă. Deci, practic, putem spune că suntem expuși constant la acest gaz foarte toxic. Legat de partea de organizare, cum a spus și domnul mai devreme, este foarte important să organizați în asociații, gen ONG. Nu ne-a luat destul de mult timp și asta ne-a creat probleme. Pentru că neavând organizare, de exemplu, nu poți să strângi fonduri. Noi ne-am gândit să facem noi, să cerem un studiu prin care să ne se spune exact cât de expuși suntem. Pentru că, ok, e o măsură, dar aparatul acela nu poate fi folosit în instanță. Pentru că nu e acreditat RENAR. Iar RENAR-ul mi-a spus că nu poate să etaloneze așa ceva, că trebuie să ai un laborator mobil foarte performant ca să poți să măsuri. Deci sensul acela e bun ca să-mi spună mie, închide geamul că vine propunerea, dar în instanță nu poate fi folosit la nimic. Și vă spuneam că în momentul în care am vrut să strângem banii, evident că e o problemă, în care cont, cine gestionează banii, cum ne organizăm, cum angajăm avocatul, cine dă firma sau statul în judecată, pentru că aici sunt niște riscuri, fiind vorba de o firmă foarte puternică, evident că își permit avocați foarte scumpi, oamenii se gândeau, ok, dacă dăm avocatul, dacă dăm firma în judecată și pierdem procesul, vom avea de plătit daune foarte mari, cum să facem și până la urmă am ajuns cu toții în urma unui brainstorming la ideea că cea mai bună e o asociație, pentru că e forma cea mai bună de organizare, asociația poate
ne poate reprezenta juridic, poate strânge bani, poate angaja avocați, ceea ce vă încurajez și pe dumneavoastră să faceți la fel aici, deci să vă organizați cât mai bine. Organizarea politică e foarte utilă pe o parte, pentru că pune presiune pe autorități, pe partea politică și la noi, deci noi fiind destul de activi încă din 2016 în zonă, am obținut un lucru foarte bun la alegeri, pentru că eram cumva recunoscut pentru faptul că ne zbăteam destul de mult pentru a rezolva această problemă, adică ajunsese să ne luăm liber de la servici ca să mergem la dezbateri publice și la audiențe cu garda de mediu și am luat un scor foarte bun la alegeri, dar ok, partea politică pe de-o parte, dar trebuie venit și cu inițiative partea cetățenilor civice, ca să zic așa, da. Adică dacă organizează USR un protest, toată lumea o să zică ok, e un protest politic, tot e politizat, USR nu știu ce să fac. Dar dacă vin cetățeni simpli, care nu au neapărat o afiliere politică, mesajul transmis e mult mai puternic. Și în momentul în care ne-am afiliat la un moment dat protestelor din Piața Victoriei, deși eram 10 oameni, mesajul nostru a apărut imediat în media, adică a apărut la ProTV sau nu știu unde. Ceea ce e foarte important să aveți și expunere în media. Pentru că foarte mulți oameni poate că nu cunosc situația gravă în care trăim. Deci eu am avut surpriza să merg prin cartier cu flyere de genul acesta de informare, să întreb oamenii dacă știu care este sursa mirosului și îi spuneau la ce miros, la ce vă referiți. Sunt oameni care efectiv nu sunt conștienți de riscuri, de riscul la care sunt expuși. Problema Iridex, ne-am făcut foarte multe interpelări din Parlament, am pornit și aceste inițiative legislative, cea de care a vorbit Alan, mai inițiativa pe care a pornit-o colegul meu, Dan Rădurescu, pe care probabil că o cunoașteți, legată de amenzi, pentru că și noi avem problema Iridexul care primește amenda, o contestă în instanță și după foarte multe tergiversări, dacă dosarul e beton, pentru că zic că la un moment dat amenzile, procesele verbale de amendă erau cu vicii de procedură, astfel încât ei câștigau în instanță procesele și își continuau de stingeriți activitatea, deci spuneam de inițiativa lui Dan că mi se pare foarte bună. Deci, Adam, poate poți să spui tu despre ce e vorba, dacă nu știu oameni, dacă sunt mai mult de două amenzi consecutive pentru aceeași faptă, la a treia operatorului se suspende autorizația de funcționare. Și vestea bună e că chiar marțea aceasta, legea va intra în Comisia de Mediu pentru aviz. Deci, când am pornit-o? Toamnă, octombrie, noiembrie, deja luna aceasta va intra în circuitul parlamentar. Făcut și foarte multe dezbateri publice, chiar și la Senat, organizate de Alan, care au venit foarte mulți oameni interesați care de problemele acestea de mirosuri. Acum, chiar ieri, am avut o dezbatere, Am aflat că firma tocmai a fost reautorizată și am fost la Agenția pentru Protecția Mediului să aflăm. Mă rog, noi le-am cerut actele care au stat la baza autorizării, ei nu au vrut să ne le trimită, ne-au spus să mergem să le consultăm. Ne-am găsit în față cu așa un 4 bibliorafturi de acte și am spus ok, dar 2-3 ore nu avem cum să parcurgem toate actele astea și ce să facem, să ne conspectăm, lăsați-ne măcar să le scanăm. A, nu se poate că sunt informații confidențiale și dacă am fi dat în judecată de Iridex, am pierde procesul, așa că preferăm să ne dați dumneavoastră în judecată decât să ne dea Iridex. Deci, autoritățile statului, între cetățean și operatorul economic, preferă să-i facă rău cetățeanului, pentru că deci să ajungă la procese foarte scumpe. Și a reușit așa cumva să face copii în câteva acte. Ne-am pus la lucru echipa de juriști pe care o avem la angajată la Parlament, să vadă dacă sunt anumite chestii pe care le putem contesta în instanță. Deci vom lupta și pe latura aceasta, dacă vom găsi anumite portițe. Evident că, deși se știe că este o problemă atât de mare și sunt mii de sesizări,
DSP-ul și NSP-ul, autoritățile ce țin de sănătate, nu au făcut mai nimic. Au trimis, nu au trimis documente către Agenția pentru Protecția Mediului prin care să avertizeze că este totuși un risc de sănătate major. APM-ul pe partea cealaltă a spus că ok, noi dacă n-am primit nimic, asta e. Ce să faci, n-ai ce să faci, trebuie să dăm autorizația. În momentul în care vedem că le-a spus ok, dar dumneavoastră vă asumați responsabilitatea, trebuie să faceți o atitudine mai proactivă, să recereți aceste acte, să faceți, de, nu știu, să le trimiteți hârtii, să-i bateți la cap până când vin cu un punct de vedere care nu a venit. Deci autorizația asta a dat pe baza unui studiu din 2016, deci de acum 2 ani, între timp s-au mai depus acolo milioane de tone de gunoi. Evident că și comunitatea s-a strâns cumva în jurul gropii, pentru că este o zonă cu dezvoltare imobiliară foarte puternică. Și dacă acum 10 ani, hai să zic că pe o rază de 5 km, nu erau foarte multe ansamble, acum deja s-a dezvoltat foarte mult zona. Deci aici nu mai vorbim de limita legală de siguranță de 1 km, vorbim de cartiere aflate la 5 km distanță care sunt afectate. Deci poluarea este foarte puternică. Și cam asta e experiența mea de luptă surdă cu autoritățile. Acesta a fost practic motivul pentru care am intrat în politică. Eu nu am avut nicio treabă cu domeniul acesta. Sunt IT-ist. Am lucrat 8 ani de zile în testare software, dar la un moment dat mi-am dat seama că, cred că acum și-a dat și Nicușor, da? Ok, te duci în instanță, câștigi niște procese, dar dacă nu vii și cu o presiune politică, practic nu se rezolvă nimic. Că ei schimbă hârtiile între ei și lucrurile mai departe ca și până acum. Și nu știu, dacă aveți întrebări, vă corespunde cu un drag. Am o întrebare. A spus că foarte curând veți introduce în Parlament modificarea legii legată de partea de poluare. În prezent e o problemă foarte mare de faptul că un poluator poate polua o oră de 1000 de ori peste valoarea maximă, dar măsurătoarea se face anual. Adică el omoară într-o oră, pot să spun, omoară 10.000 de oameni cu ceea ce face, dar la finalul anului el este corect. Am îndeplinit toate condițiile de mediu. În modificarea legislativă se ține cont de lucrul ăsta, ca în momentul în care depășești, nu știu, de 10 ori valoarea maximă, autorizația se oprească. Tocmai pe treaba asta s-a lucrat. Dacă îți iei amendă pentru că ai depășit, îți iei consecutiv de 2 ori amendă pe treaba asta, se suspendă autorizația de funcționare până faci dovada remedierii problemei. Una este că ai depășit, să zic, cu 10% peste nivelul maxim și alta că ai depășit cu 500% peste nivelul maxim și atunci ai creat un disconfort foarte, foarte mare. Adică să fie un prag limită peste care dacă ai trecut, deja de-a doua zi nu mai ai autorizație de funcționare. Pentru că în momentul de față se face o diluare, să spun, sau factorii care poluează sunt calculați pe un an întreg, lucru care nu este chiar corect. Te afectează pe tine în momentul respectiv. Și atunci ar trebui în lege să fie ceva de genul ăsta, ai trecut de o limită maximă, nu știu, de 10 ori mai mult sau de 100 de ori mai mult, deja să nu mai poți funcționa. Nu știu dacă ați ținut cont de chestia asta. E o reglementare europeană și avem nevoie de mulți experți ca noi, într-o materie în care Uniunea Europeană are competență partajată, cum ar fi mediul, să putem să introducem o normă legislativă internă care va trebui să îndeplinească anumite condiții. Deci trebuie studiată foarte bine legislația europeană și să vedem cum pot fi ele coroborate, în așa fel încât legislația internă să fie mai favorabilă cetățeanului. Cam asta e principiul. Exact. Deci cred că o linie pe care poți să mergi este să mergi direct către cei care au elaborat acele norme și acele praguri la nivel european și să le arăți cu unui text de situațiile astea în care ai putea să fii cu suplimentarea a normei, a condițiilor, a condiționalităților. Caz în care, din nou, ar trebui să facem o transpunere, dar nu ar mai avea ce să decide factorul politic de la noi, decât momentul acelei transpuneri. Există prevăzut în legea europeană că se pot institui și norme interne
mai stricte decât acestea. Da. Deci noi bazându-ne pe un studiu epidemiologic care să coreleze cauza cu efectul, am putea să venim să demonstrăm că emisiile pe termen scurt, triplate sau la ce valori au fost până acum, oricum avem argumente, sunt dăunătoare. Și pe baza acestui motiv, să venim și cu reglementarea. Singurul lucru e că depinzi, deci tu trebuie să vii să convingi o majoritate politică, deci decizie la nivel politic, și acolo te vei lovi de eventuale interese și lobby. Da, lobby dinspre operatori economici. Adică noi suntem țara care a modificat codul Silvic ca să încât să poți să tai pădure ca să faci groapă de gunoi. Noi suntem țara care a aprobat, acum factorul politic, săptămâna trecută, a aprobat să tăiem pădure ca să putem face minerit. Adică, la nivelul ăla suntem noi ca responsabilitate politică din perspectiva mediului și a sănătății. De putut se pot face. Spania, de exemplu, are o reglementare internă mai strictă. În România, pe masa unui parlament cu anumită coloratură și cu anumită majoritate ar trece o inițiativă USR? Și dacă le-aș adăuga, banul circulă foarte ușor și urge anumite cortițe care fac lucrurile să se ducă în altă direcție decât interesul. Adică noi o să facem, dar avem nevoie de presiune publică, exact ce spuneați și voi mai devreme. Da. Bun, aveți nevoie de presiunea publică. Și chiar vreau să-l întreb pe domnul Cornel Zaina, cum a reușit să îi facă pe cetățeni obișnuiți care au mentalități uneori nu foarte apropiate de realitatea în care trăiesc, ci din potrivă, să îi conștientizeze de problemele care sunt, să-i facă să participe la evenimente, pentru că noi aici la Cluj de asta ne-am lovit în primul rând. Sunt foarte active așa online, intră nu știu ce, dar am vrut să facem flash mob după modelul celui de la Sibiu, am vrut să facem niște proteste tot așa cumva simbolice cu masca aceea pe față de la farmacie. Nu am reușit să adunăm nici măcar, deci pe site-ul nostru acolo nu s-au înscris nici măcar 20 de persoane cu care să facem asta. Și nu era ceva agresiv, nu era ceva care avea nevoie de aprobarea cuiva. Deci era o chestie spontană care ținea 10 minute și pe care am fi preferat să facem săptămânal, pur și simplu în mijlocul străzii, pentru că e suficient să treacă mai mulți pe lângă tine și să te vadă ca să înțeleagă că e o problemă. Așa se întâmplă. Și aș fi vrut să întreb cum a reușit să... Aici realitatea cumva tristă este că oamenii se implică destul de greu în aceste lucruri, pentru că fiecare are viața lui personală, are un job, un program general aglomerat, pierzi foarte mult timp în trafic și seara vrei să stai un pic cu familia. Deci resursa umană este destul de puțină, ca să zic așa. Da, aici, primul rând, mi se pare că primul pas ar trebui să fie strângerea unei mase de oameni cât mai mare. Deci, și aici am înțeles că aveți un grup de Facebook în care câte persoane sunt? Da, sunt peste 4.500 de persoane care s-au înscris benevol pe grup. Deci nu a cerut nimeni. Okay, a fost înființat spontan, pur și simplu, de nerefic. Deja este un grup destul de mare, dar cred că pe cât posibil trebuie să-l măriți, pentru că din ăștia 4.000, probabil că poate 1% sunt activi. Dacă o să aveți 8.000 de membri, o să aveți tot 1% activ, dar vor fi în loc de 40-80. Asta ar fi primul pas. În al doilea rând, trebuie să duceți campanii de informare cât mai dese. Și asta și în online și pe teren. Să împărțiți flyere, cum e acesta, e foarte bun, sau ceva specific cu poluarea. Nu știu, eventual vă faceți un plan și tot orașul trebuie să primească la cutia poștală așa ceva. Pentru că din toți oamenii aia, tot se vorbesc câțiva care se va, nu știu, vor fi atrași de subiect. Da, este o problemă foarte mare, că oamenii nu înțeleg, majoritatea dintre ei, deci nu înțeleg ce înseamnă oameni politici, care-i rolul lor. Sunt dar unii se sperie de chestia asta. Că omul politic, că se duce la București și stă acolo, nu se știe de ce, ia niște bani și nu are nicio legătură cu problemele locale. Deci nu poți să-i scoți din mentalitatea asta. Noi am colaborat extraordinar de bine cu domnul Răzulescu. A fost prima legătură și facea cu domnul Silviu Burlui și
am venit cu niște lucruri în plus față de ce începusem la început, și cu cortul și cu adunarea de semnături. Primul lucru care mi s-a spus, adică s-a văzut chiar pe grupul de pe Facebook, în afară faptului că au spus că da, a venit cu politică, deci ceva nu e în regulă, și al doilea a fost că au început să nu mai intre pe grup. Eu am spus că cel puțin formal, cu toate că apreciez foarte mult acest demers și toată munca aceasta făcută și de cercetare și politică și așa, măcar formal am încercat, m-am gândit că o să mă așez cu doi pași mai încolo spre să n-ai, cum să spun, fără politic, cum să spun așa, ca să înțeleagă oamenii că este o chestie civică până la urmă, indiferent că ești în USR sau ești în PNL sau nu știu în ce partid, respiri același aer. Chiar găsisem un slogan, poluarea nu alege, poluarea nu iartă pe nimeni. No, că, așa. Dar în momentul ăla eu nu mai am, cum să spun, adică totuși e bine să lucrezi într-un colectiv, să ai un brainstorming, să poți să analizezi niște lucruri, să ai un suport din anume fel. Nu poți să faci așa ca persoana care stă pe strada X, totul, adică să am flyere, să am nu știu ce să mai fac. Lucruri pe care le înțeleg foarte bine și îmi dau seama că sunt foarte necesare. Dar dacă scrie într-un colțișor cât de mic USR, deci nu vreau să zic că e vorba de USR, putea să scrie PSD, putea să scrie PNL, putea să scrie orice. Dacă scrie într-un colțișor cât de mic e vorba de un partid, păi da, dar mă gândesc că grupul acesta nu e politic, nu este un grup politic. În care este toți cetățenii, și acolo este cumva... Cum să spun, am apelat și am acceptat ajutorul USR-ului pentru că a fost singura formație politică care s-a implicat. Eu cred că aici trebuie să avem și răbdare, pentru că treaba asta nu poate exploda. Oamenii abia în timp să convin că ok, oamenii ăștia sunt bine intenționați și nu au venit aici pentru că vor să-și facă afaceri, ci pentru că vor să rezolve lucrurile. Lucrurile astea se întâmplă și din cauza că nu avem cultură politică. Bineînțeles, nu avem cultură. Dar eu plec de la această realitate și ce n-am în sfat, ce pot să fac? Nu avem cultură. Ne-ai dat chestia asta în cap, că politicianul e ăla corupt, ăla nenorocit. Clișeu. Eu vă spun că da, cu 2 ani am vrut să candidez la consilier local. La PNL? Am vrut să candidez. Și le-am povestit prietenilor mei. Și ce mă, să fii și tu un jegos? Nu, mă duc să fac ceva. Din păcate, asta e istoric. Așa funcționează. Nu avem prea multe modele la care să ne raportăm să fie diferite până acum. Păi da, așa e, dar nu așa funcționează. Bun, da. Ce trebuie înțeles? În orice societate dezvoltată există diferențierea asta, adică și e important să existe. E important să existe societatea civilă, tu ca cetățean, versus clasă politică. Adică să fie o distinție. Acum, pentru a duce niște inițiative mai departe, eu cred că ai nevoie de toate instrumentele și toate căile, toate armele de care dispui. Iar arma politică e una pe care nu putem neglija. E una importantă. Acum, din păcate, percepția asocierilor dintre politic și societate civilă este aia în care politicul vine cu niște șepuțe și niște tricouri și face 3 poze și gata. S-a oprit totul acolo. Noi încercăm să oferim o alternativă, dar discuții și astea sunt în fiecare filială și la orice nivel. La Brașov am avut colaborări cu societate civilă și nici măcar au fost situații în care am colaborat cu NGO și au fost situații în care am mers și cetățenii pe dezvoltări imobiliare, pe tăieri de dealuri pentru a face blocuri, lucruri de genul ăsta. Cetățenii au avut același impas și au zis, bun, dar ce facem aici? Că uite, a venit USR-ul. Și am zis așa, noi suntem o resursă. Lăsând la o parte faptul că noi suntem, de fapt, venim din rândul vostru, adică și noi am fost niște cetățeni, ne-am apăsat la un moment dat de câte o problemă și i-am zis ori plecăm, ori ne implicăm și așa am ajuns în politică. Lăsând la o parte partea asta, înțeleg distanțierea și nevoia unei limite, dar noi suntem o resursă. Hai să vedem în ce fel ne folosiți și hai să facem chestia asta transparent și astfel încât să fie la nivelul societății civile acceptabilă. Dincolo de asta, ok, societatea civilă stă, vede oferta asta, zice, bun, ce putem face? Păi, uite, la nivel politic, ei poate să o ducă într-un consiliu local sau în parlament sau oriunde. Dar, în continuare, noi suntem societatea, grupul de cetățeni și aici e USR-ul. Cum facem comunicarea? Și ăsta e un plan de comunicare pe care trebuie să-l agrezi. Comunicăm noi, grupul de cetățeni, dar uite, și
USR-ul susține inițiativa cetățenilor și așa mai departe. Da. Cine face flyer-ul pe care îl pune în poștă? Vreți să-l fac eu ca USR? Îl fac eu ca USR și pot să scriu, a generat o inițiativă cetățenească pe care noi o susținem și uite despre asta e vorba. Dar ăstea sunt lucruri care ar trebui să se facă transparent și de comun acord. Așa au fost făcute și nu are prea cum știe, s-a intrat tot timpul pe grup și știe și discuțiile și tot ce a fost și faptul că s-a explicat foarte clar, totuși mă gândeam că poate există ceva în plus. Altă cale nu e. De acolo încolo e cazuistică. Am dat o soluție în ideea în care am organizat un meeting împotriva deșeurilor de curanță la Băicoi și am fost contactat de partidele politice pentru vremea aceea cu Serionera. Fiecare vrea să câștige cât de cât de pe imaginea meeting-ului. Și atunci, în ideea în care venise PNL-ul la mine, spuneam un lucru, venise PSD-ul și mai departe, fiecare o suspicioși că, de fapt, vrem să organizăm împotriva celorlalți. Și ce am făcut? Am vorbit cu toată lumea, am dat un document și am zis, vrem să facem chestia asta, că de toate partidele, cine vrea să ne susțină, ne poate susține, chiar au venit la meeting și ne-au susținut, dar fără niciun fel de implicare politică. O soluție la dumneavoastră, ca să eliminați suspiciunea asta că sunteți implicați în parte politică, puteți să le spuneți oamenilor, uitați, noi avem ceva de genul, vrem să rezolvăm o problemă de mediu, care ne afectează pe toți, și trimiteți o hârtie pe toate partidele, cu siguranță o să vedeți cine să vă răspunde și cine o să răspunde. Dar cum o chestie de genul ăsta, puteți să-i convingeți pe cei care sunt suspicioși că susțineți USR-ul, că de fapt... Noi acolo, pe grup sus de tot, în timp așa, am pus un fel de descrierea grupului și a ce face și am specificat acolo că chiar dacă este o inițiativă civică sau tocmai pentru că este o inițiativă civică, acceptăm orice fel de ajutor pentru că toți trăim în același oraș. Și politic, și ONG, și nu știu de care și așa mai departe. Dar nu am avut niciun... Vor fi întotdeauna oameni care vor fi deranjeze treaba asta. Întrebarea e cât de mulți. Adică, nu, din grupul ăla, cât sunt? Sunt 1%, sunt 5% sau sunt 50%? Și în funcție de asta trebuie să iei și deciziile. Pentru că și oamenii ăștia pot să se convingă pe măsură ce avansează demersul. Că da, intenția e bună, nu profită nimeni. Am mai gândit că până la urmă o să forțez puțin nota, ca un fel de mini-rebel, așa, stimul, așa, să-mi găsesc câțiva prieteni și să ne așezăm pur și simplu în centrul orașului cu o mică chestie stop poluarea. Și dacă o să facem chestia asta în fiecare săptămână, poate se vor mai găsi și alții care să vină să fie alături de noi. Important e și rolul presei. Important să vedeți cum vedeți. Este presa ne susține. Aproape, da, de este foarte... Chiar și când am încercat să facem un mic protest, dar până n-a fost cu vreo 9 persoane, am punctat acest lucru. Cred că putem continua discuțiile în zona de socializare. Da, sigur, scuze-mă. Într-un scenariu posibil, zic eu, în care căruța asta trasă de partidul de la guvernare, partidul de la guvernare, se potmolește și să zicem că USR ajunge să preia Ministerul Mediului, e pregătit să schimbe ceva sau va fi o altă dezamăgire ca și celelalte? Se lucrează ceva în USR pentru chestia? Pentru că poate acum nu putem să facem nimic, așa cum a spus și spunea cineva în spate corect, politicul influențează orice intenția noastră bună, dar să zicem că scenariul se schimbă și USR ajunge să preia Ministerul Mediului. Da. Mulțumesc pentru întrebare, că e foarte important. Împreună cu Cornel coordonăm un cluster de mediu, care și are partea asta vizibilă de comunicare publică pe USR pentru mediu. Vom avea site-ul, subsite-ul mediu.usr.ro și un lucru la care lucrăm este exact programul de guvernare pe mediu. Deci ăsta este un lucru, vom avea prima versiune săptămâna viitoare, pe la final. Deci la finalul lunii ăsta ar trebui să apară parte de program politic al USR pe mediu. Evident că fiind acolo în comisii și văzând toate legile care trec prin Parlament pe mediu vreme de un an, asta pe de o parte. Pe de altă parte, problemele care ne ajung la comisie și sesizările, pe de altă parte, ancheta pe deșeuri, ajung să vezi mult mai amplu și mai în adânc, de fapt, fiecare domeniu și ce ar trebui făcut. Și da, avem programul ăsta în lucru și în pregătire. Schimbați denumirea, că programul de guvernare mai auzit așa. Sună foarte, foarte de prieteni. Iritant.
Da, eu vă zic la ce lucrăm. Nu știu în ce formă va fi ambalat. O să dau feedback-ul la comunicare mai departe. Poate public? Poate public? Da, 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 da. Deci unul din proiectele... Să-l ia cineva, chiar dacă nu va pune în aplicare. Eu îmi doresc să-l ia. Eu îmi doresc. Deci dacă oricine ar veni susține niște lucruri care ne îmbunătățesc mediul, că despre asta vorbim acum, eu sunt perfect de acord. Deci eu în comisie am votat anumite inițiative. Poate ce spuneți, dar PSD să aibă un program de guvernare foarte plăcut la prima vedere, dar n-a pus în practică nimic. A... Așa poate să folosească programul nostru în partea de guvernare de a prinde voturi și ulterior să nu facă absolut nimic cu el, pardon. Sunt anumite lucruri pe care noi ni le permitem și alții nu. Tocmai din perspectiva asta în care noi nu avem o presiune dinspre mediul economic sau nu avem niște sinecuri, nu avem niște obligații, nu ne luăm banii din mediul respectiv. Adică trebuie să trăiești și la finanțarea partidelor. Cine beneficiază de pe urma deșeurilor și unde se duc acei bani? Follow the money. Banii aia nu se duc la USR. Și atunci noi nu avem nicio obligație să susținem un sistem care e împotriva cetățeanului. Dacă cineva iese și zice public că va face ceva în domeniul ăla și oamenii îl cred după atâția ani, am o problemă ca societate. Dar datoria mea este să zic ce pot să fac eu și ce sunt eu dispus să fac și care e viziunea mea pentru partea asta de mediu și în general. Deci ziceam, o prioritate la care se lucrează la nivel global de OSR este asta, în care să conturăm mult mai clar direcțiile spre care merge OSR-ul dintr-o perspectivă a unui program pe care vom aplica atunci când vom fi la guvernare. Mai degrabă, tot veni vorba de bani. Finanțarea în cercetarea noastră de unde provine? Și este suficientă? În cercetarea mea? Da. Din munca mea proprie, numai din proiect de cercetare. A, deci pur și simplu faceți... Universitatea sau orice alte instituții nu dă nici un leu. Nici un leu. Și trebuie făcut ceva să fie sprijinită cercetarea. Și în sensul ăsta, personalul am adus la Universitatea Alexandru Iacuza 2,5 milioane de euro. Susțin oameni, îi plătesc și țin țara. Cea mai mare parte nu știu. Dar trebuie să mai completez cu ceva. Pentru că i-am spus la început, am intuit, întrebările sunt și vor da valoare maximă aceste interneturi la urmă, precum de aici din soluții. În completarea celor prezentate de dumneavoastră înainte, vreau să vă spun că preocuparea noastră este de a face, răspunde la ceea ce m-a întrebat dumneavoastră, este de a face și de a completa ceea ce am spus mai înainte, un serviciu național de urgență pentru securitatea mediului. Adică să avem orice punct al țării monitorizat în timp real și să știm să luăm măsuri pentru a preîntâmpina astfel de probleme. Timișoara a fost o problemă în septembrie. Vă aduceți aminte? Au fost morți și nimeni nu a spus că și poluarea a contribuit și eu cred că poluarea a fost o cauză importantă în acele variații, acele dinamici de atmosferă de atunci. Eu aș vrea să nu ajungem și la Ploiești spre astfel de fenomen. Domnul Guzio, o chestie numai. Am un prieten care lucrează la o firmă care monitorizează poluarea în Ploiești, respectiv la coșurile rafinărilor, să zic așa. E inginer și bea deștept. Și l-am întrebat sincer, deci informal discuția, ce se întâmplă acolo? Și a zis, nu vrei să știi ce se întâmplă acolo. Și am zis, și bun, și datele acestea, pentru că firmele sunt obligate să aibă senzori. Iar firma respectivă le pune acolo, le măsoară să dacă într-adevăr funcționează și recitează date. Și am întrebat și cu datele respective ce faceți. Păi le dăm firmelor. Nu am putea, sau prin politic, nu s-ar putea ca aceste informații să n-ajungă la firme care nu știu ce face cu ele mai departe sau cum le aranjează și să ajungă, pentru că senzorii există. Deci dacă noi vrem să știm acum ce la coșul de la Lucoil sau de la Petrom ce se întâmplă acolo, noi putem. Există senzori acolo care ne spune exact ce se întâmplă în momentul ăsta. Deci nu trebuie să venim cu un aparat neapărat să măsurăm ca să vedem... Dar eu aș putea să fac un bine, spre exemplu, să-i ajung să-și modernizeze. Deci datele se furnizează, deci, numai că nu ajung unde trebuie. Niciodată, ce spuneți dumneavoastră, tehnologia de la un moment dat astăzi, mâine, nu este aceeași. Deci s-ar putea să fie tehnologie bună, poate fi îmbunătățită și acesta poate fi un lucru
un plus pentru productivitatea celei instituții. Nu vorbesc de tehnologie, vorbesc de date. Deci acolo sunt niște date care se registrează. Nu, și acele date tot un nouă tehnologie, pot fi de precizie, pot fi monitorizate anumite comportamente sau altele, sau și altele. Am înțeles, ok. Aici poate să vă răspundă colegii mei, poate mai mult. Da, e un aspect că ne-a preocupat și pe noi când am lucrat la legea mirosurilor, pentru că există lucruri pe care le poți pune într-o lege și de obicei legea aia e dublată de un HG, de o hotărâre de guvern care instituie cadrul de aplicare. E cumva normal să fie așa, deci e cumva normal anumite limite sau detalii să le stabilească zona executivă. Eu, ca parlamentar, mi-e foarte greu să vin acum cu o grămadă de aspecte tehnice, să-mi conving toți colegii despre ele și despre oportunitatea lor și să le pun în lege. După care, dacă aspectele tehnice la un moment dat necesită modificare, să vin iar în Parlament. Și de asta legile, de fapt, emit, enunță niște principii, după care principiile astea sunt aplicate printr-un HG. Pe zona asta de cum se fac măsurătorile și cât de credibile pot fi, că în multe cazuri operatorul își face singur măsurătorile. Adică tu te măsori pe tine și raportezi la APM și APM. Nu își face singur. Există și cazul ăsta. O firmă care îi face măsurătoare. Există și cazul în care își ne face singur. Okay, da. Oricum, pe toate situațiile astea, mi-e foarte greu să vin eu cu o lege în domeniu, câtă vreme de ele deja sunt reglementate la nivel de HG-uri și de norme date de autoritățile de mediu. Ce pot să fac, în schimb, este să mă duc să pun să ridic semne de întrebare la nivelul autorității de mediu de ce e treaba asta relevantă. Sau uite, în situația asta am semnale dinspre societate și măsurătorii bune, ce faci tu? Că la final tot cetățeanul poate să se ducă la CEDO să zică uite, statul e ineficient în a-mi garanta un drept constituțional. Bun, mulțumesc pentru participare colegilor mei, Alen Coliban, Cornel Zaina, domnului conferențiar doctor Silviu Burlui. Vă invit, vă spuneam și mai devreme, în cursul de socializare, unde putem să continuăm discuțiile într-un cadru mai puțin formal. Și ținem legătura în continuare, pentru că noi continuăm demersurile, această luptă inegală împotriva folorii și constant o să vă informăm atât prin conferințe de presă, paginile de Facebook, cât și prin intermediul presei locale. Pentru orice mână de ajutor, sugestii, întotdeauna suntem deschiși și chiar avem nevoie de mai multă implicare și din partea societății civile. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și vă invit la un suc o cafeluță. Semnături mai putem da? Noi eu spre exemplu nu am dat o semnătură. Sigur, da. Acum sau când? Imediat. Dacă este cineva cu un Ford alb, nu știu, e n-ar un petrol, vedeți că a luptat roata. Tu pleci, nu? Te ajut să strângi astea? Asta s-a oprit. Da. S-a închis la un moment dat, după vreo 2 ore.